Bună seara și bine v-am regăsit, bine v-am găsit la o ediție specială în profunzime dedicată zilei alegerilor locale, dar și alegerilor parlamentare în câteva circumscripții. Suntem în acest moment împreună cu reporterii noștri, vom fi live la stafurile electorale, intrăm imediat cum se vor face primele declarații. De asemenea, suntem și la CEC, acolo unde vom vedea care este prezența la urne. Ea pare să fie în jur de 36%, mult mai mică decât acum 4 ani. Vom discuta cu invitații noștri. Este vorba despre candidatul acum, Andrei Năstase, pe care îl așteptăm în studio cât de repede posibil. De asemenea, îl așteptăm și pe Ion Ceban, candidatul socialiștilor, dar și pe parlamentarii Mihai Popșoi și Sergiu Sârbu. Acum așteptăm să vedem când vor intra candidații în direct cu primele declarații, pentru că, vă spuneam, urnele s-au închis deja, avem o prezență în Chișinău la urne de 264.893. Năstase se pregătește să-și facă declarațiile. În acest moment o auzim pe Maia Sandu. Propun, haideți să vedem ce au de spus. De votare. Vrem să le mulțumim concetățenilor noștri din afara țării care au mers să-și aleagă deputatul în circumscripția 50. Le mulțumim cetățenilor din celelalte trei circumscripții de pe teritoriul Republicii Moldova care au mers la vot să-și aleagă deputatul care să-i reprezinte în Parlamentul Republicii Moldova. Le mulțumim frumos tuturor celor care au mers astăzi să-și aleagă primarii, consilierii locali, consilierii raionali. Alegerile sunt un exercițiu democratic. Noi cu dumneavoastră am luptat foarte mult pentru ca să păstrăm democrația și e bine să dăm dovadă de dragostea noastră pentru democrație, de aprecierea noastră pentru democrație și această dovadă o arătăm în primul rând la vot. Din perspectiva noastră, aceste alegeri s-au desfășurat în condiții bune. Sper că și dumneavoastră împărtășiți această concluzie, cu mici excepții, cu mici lecții pe care o să le învățăm și o să încercăm să le corectăm în viitor, dar în rest ne-am străduit ca aceste alegeri să fie libere și corecte, așa încât toți cetățenii să poată să meargă să-și exprime voința fără a fi obstrucționați, intimidați sau hărțuiți, așa cum s-a întâmplat în perioada regimului oligarhic. Vă mulțumim frumos încă o dată, așteptăm cu dumneavoastră împreună cu nerăbdare rezultatele și evident ne dorim foarte mult să ne apucăm de treabă, începând cu ziua de mâine, în localitățile în care nu va fi turul 2 și acolo unde va fi turul 2, evident, o să mergem mai departe în campanie și contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare. Bună seara! Având în vedere că a fost anunțat un briefing de presă, am hotărât să fiu foarte și foarte succint, dar și exhaustiv în ceea ce vrem să spunem, astfel că vom face o declarație foarte scurtă. Întâi de toate, mulțumesc foarte mult tuturor locuitorilor din Chișinău și din suburbile sale, dar și celor din întreaga țară și din diasporă care au votat astăzi. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au înțeles cât de important este să ne asumăm capitala și viitorul acesteia, să ne decidem singuri viitorul. Prezența la vot în municipiul Chișinău a fost una care a depășit-o pe cea din primul tur al alegerilor din primăvara anului trecut, iar cea la nivel de țară e puțin mai mică comparativ cu precedentul scrutin local. Aceste alegeri, poate cele mai importante din ultimii ani, s-au derulat în condiții, zic eu, mult mai bune decât cele de până acum, fără incidente semnificative, continue și flagrante. Cu toate acestea, nu au lipsit manipularea, intoxicarea opiniei publice cu știri false, denigrări și atacuri murdare venite din interiorul și din exteriorul țării. Am rezistat și vom rezista și în continuare. Fac un apel către toți colegii noștri, către toți reprezentanții și observatorii din secțiile de votare, să vegheze la respectarea întocmai a votului oamenilor, a deciziei acestora.
fac un apel la vigilență și bună înțelegere, pentru că urmează o numărătoare lungă, sunt multe buletine de vot și vă rog să fiți foarte, dar foarte atenți la numărătoare și la completarea proceselor verbale. Am trecut astăzi cu toții un test foarte important pentru tânăra noastră democrație. România, Europa, Statele Unite ale Americii și întreaga lume privesc cu mare atenție modul în care înțelegem să ducem la bun sfârșit acest scrutin electoral. Vă rog să avem răbdare, să numărăm voturile cu mare, mare atenție și să fim foarte concentrați în orele care urmează. Trebuie să ducem până la capăt un lucru bine făcut și în acest moment orice fel de estimare a rezultatului acestor alegeri este inoportun. Datele problemei sunt cu mult diferite decât cele din vara anului 2018, iată că a dispărut unul dintre actorii destructivi care se implica de fiecare dată administrativ extrem de nociv în toate alegerile și rezultatele acestora. Noaptea va fi lungă, dar vă rog din suflet pe toți cei care până acum ați făcut un efort extraordinar să rezistați până la final. Vă rog să o faceți pentru Chișinău și pentru Moldova, iar eforturile dumneavoastră nu vor fi în zadar. Va fi bine. După atâta rău, va fi și bine pentru Chișinău și pentru oamenii lui, pentru viitorul european și democratic al Republicii Moldova. Vă mulțumim și dacă va fi cazul, vă vom anunța cât se poate de curând și despre alte lucruri importante. Mulțumim. A fost candidatul acum la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, care a făcut primele declarații după închiderea urnelor. Domnia sa va veni imediat la noi în studio, sperăm cât se poate de repede, mai ales că sediul nu este atât de departe. Vreau acum să vă amintesc că l-așteptăm de asemenea și pe domnul Ion Ceban, candidatul socialiștilor, cu declarații. Deocamdată la socialiști nu a apărut nimeni în fața microfoanelor, este așteptat acolo Ion Ceban. Până atunci propun să mergem la CEC, unde se află reporterul nostru Loreta Lisnic și vreau să vedem care sunt ultimele informații cu privire la prezența la urne. Bună seara! Bună seara, Lorena, bună seara tuturor. Potrivit ultimelor informații, prezența la vot în capitală este de peste 36%. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta cuprinsă între 56 și 70 de ani, iar prezența cea mai scăzută la vot o au persoanele cuprinse cu vârsta între 18 și 25 de ani. Dacă e să comparăm cu datele scrutinului din 2015, atunci, până la ora 21 în capitală și suburbii, la vot au participat 47,41% dintre alegătorii cu drept de vot, adică cu 11% mai mult atunci am avut decât acum. Da, Loreta, îți mulțumim, te mai așteptăm cu detalii. Acum haideți să vedem ce declarații face Ion Ceban, candidatul PSRM. Este foarte important că prin exemplu personal demonstrează că trebuie să votăm și astăzi să ne alegem soarta Chișinăului, țării. Vreau să mulțumesc pe această cale absolut tuturor celor care mi-au fost alături, de exemplu, echipii. Eu cred că am, așa cum spuneam anterior, o echipă extraordinară. Oameni foarte dedicați. Oameni care m-au ajutat foarte mult în această campanie. Oameni care m-au ajutat până la această campanie. Și eu mă bucur că sunt oameni profesioniști. Într-adevăr, oameni care știu ce trebuie de făcut, oameni care știu cum trebuie de făcut. Vreau pe această cale să mulțumesc familiei mele, care mi-a fost întreaga această perioadă alături. Și în special soției mele, pentru că am avut răbdare să mă aștepte atunci când plecam foarte devreme și veneam foarte târziu. Vasia Ilinca, am promis că vă spun salutic de aici. Salut! Și să știți că sunt acum la oficiu, da, sunt alături de echipa mea. Vreau să mulțumesc neapărat
reprezentanților mass media, tuturor celor care ne sunteți alături. Pentru că ați dus mesajul nostru acasă, la fiecare, și sper că a fost cât se poate de explicit. Eu, în această campanie, mi-am propus să vin cu soluții foarte concrete pentru foarte multe probleme pe care le are municipiul. Eu știu că ele pot fi rezolvate. Și eu știu că le vom rezolva împreună. Am idei concrete, am soluții concrete, am planuri concrete și am o echipă care să implementeze aceste lucruri. O echipă care să pună în aplicare proiectele care așteaptă de ani de zile să fie puse în aplicare aici în municipiul Chișinău. Și asta o voi face cât de curând posibil. Indiferent pentru cine nu ar vota astăzi cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău și a tuturor celor 18 suburbii și 35 de localități care sunt în componența acestora, eu voi respecta alegerea și neapărat sunt sigur că deja în viitorul foarte apropiat vom pune în realizare absolut toate planurile. Eu sunt deschis pentru acele idei care vin din partea celorlalți contracandidați și dacă ele vin să completeze programul pe care l-am propus eu, neapărat voi ține cont de acest lucru. Eu vreau ca următorul primar și următorul consiliu neapărat să țină cont de ceea ce a spus în această campanie și să nu uite nici pentru o secundă de toate angajamentele pe care le-a făcut. Să nu uite că sunt sau suntem noi toți locuitori ai municipiului Chișinău. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pe această cale și ne revedem după numărarea voturilor. Toate bune! Da, l-am urmărit și pe Ion Ceban la sediul PSRM. Cred că, în primul rând, alegătorii vor să vadă promisiuni îndeplinite. Am văzut că fiecare dintre cei doi candidați speră să obțină, să câștige din primul tur. Asta rămâne să vedem, pentru că în foarte scurt timp, începând de la ora 10, CEC a promis că va prezenta și primele rezultate, iar noi le vom analiza cu invitații noștri. Îl așteptăm în continuare pe Andrei Năstase aici în studio. De asemenea, îl așteptăm și pe Ion Ceban. Ambii au promis că vor veni. Și sunt convinsă că de această dată vor veni și neapărat îi vom întreba de ce au ocolit dezbaterile electorale. Până atunci, propun să ne întoarcem la CEC, să vedem ce are să ne spună Loreta Lisnic. Bună seara încă o dată, Lorena, bună seara tuturor. După cum vă spuneam anterior, 36% din cei cu drept de vot din capitală și suburbii și-au exercitat acest drept. Dacă e să comparăm cu datele din 2015, atunci până la ora 21 au participat puțin peste 47%, adică cu 11% mai mult decât acum. Comparând cu același scrutin cu alegerile locale din 2018 de anul trecut, prezența atunci a fost de 35,4%, adică mai puțin cu aproape 1%. Dacă e să facem referire la alegerile pe țară, atunci aproape 42% dintre alegători și-au exercitat acest drept. Comparând însă cu aceleași alegeri de 2015, atunci prezența a fost mai mare, adică de 49%, mai mare cu aproape 7%. Validarea alegerilor este făcută dacă o pătrime din cei cu drept de vot au mers și au pus ștampila votat pe buletine, iar dacă e să facem referire la primare, atunci cel care a acumulat mai mult peste jumătate din voturi, adică 50+1, este declarat câștigător. În caz anterior, în caz contrar, primii doi care au acumulat cele mai multe voturi se vor întâlni într-un scrutin repetat pe 3 noiembrie. Atât de aici. Mulțumim foarte mult, Loreta. Eu aș vrea să rugăm reporterii noștri care sunt la stafurile electorale, este vorba despre Iulia Sarivan la staful acum și Patricia Podoleanu la staful PSRM, atunci când sunt gata să ne spună și nouă care este atmosfera acolo, pentru că ne interesează în acest moment, cu siguranță, cele două stafuri primesc informații de pe teren.
Știți că stafurile sunt primele care obțin rezultate, pentru că la CEC ajung procesele verbale procesate, e mai dificil. În schimb, având reprezentanți în secțiile de votare, acești reprezentanți își informează mai repede stafurile decât o face CEC-ul. Cu siguranță acolo deja au niște semnale. Noi îl așteptăm în continuare pe domnul Năstase aici și vreau să vedem dacă este cineva gata de pe teren. Să vedem care este atmosfera acolo. Da. Am văzut mai înainte, ne-a spus Loreta Lisnic despre cum arată alegerile și prezența la urne în acest scrutin. Ne uităm că pe Chișinău totuși s-a votat, sunt aproape 36% comparativ cu turul întâi de anul trecut, totuși stăm un pic mai bine. E vorba despre 0,5 puncte procentuale, chiar 6. Acum s-au prezentat mai mulți alegători, însă dacă este să comparăm cu 2015, avem totuși o diferență foarte mare. Este vorba despre 11 puncte procentuale. Vom vrea să vedem și ce au de spus invitații despre acest lucru, pentru că, cu siguranță, ei și-au făcut niște calcule și ne pot explica această diferență. Vom vrea să vedem dacă nu cumva există și dezamăgire în clasa politică și oamenii au preferat să nu se ducă astăzi la urne. Poate că unii se gândesc că în turul 2 vor vedea despre ce este vorba. Haideți să mergem în acest moment la stafful electoral al unuia dintre cei doi candidați. Să vedem care este acolo atmosfera și îl așteptăm din moment în moment pe domnul Năstase să intre în studio. Spuneți-mi, vă rog, unde mergem? Așa, la Patricia Podoreanu. Bună seara, Lorena! Bună seara, Lorena! Bună seara! Bună seara, Lorena, bună seara, doamnelor și domnilor, mă aflu aici la sediul PSRM, unde este liniște. Mai devreme a venit aici Ion Ceban, care a ținut niște declarații de presă. Acesta i-a mulțumit echipei sale pentru susținere, familiei, pentru răbdare și a spus că este gata să ia în considerare ideile și altor concurențe electorale pe care să le include eventual în programul său dacă va ajunge primar al capitalei. Atunci când am venit aici la ora 20:15 era aici la sediul PSRM, încă de pe scările clădirii am observat paza de stat și mai târziu Ion Ceban a confirmat că aici a fost prezent președintele Igor Dodon. A fost, spunea el anterior, mai degrabă o întâlnire de curtoazie, însă atunci când l-am întrebat imediat după declarațiile de presă ce a făcut mai exact aici șeful statului, acesta a refuzat să dea detalii. Știm de altfel că și Zinaida Greceanu este prezent aici, toți deputații PSRM, dar și foștii consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor se află acum la etajul 2 al acestei clădiri. Noi, presa, nu avem acces acolo, așa că nu știm ce se întâmplă. Așteptăm aici pentru că o următoare declarație de presă ar urma să aibă loc după închiderea secțiilor de votare. Atât de aici, Lorena. Pauză publicitară cât se instalează domnul Năstase și ne întoarcem imediat. Vă așteptăm! Continuăm emisiunea, așa cum am promis, în studioul nostru a ajuns domnul Andrei Năstase, candidat acum. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Nu v-am văzut în această lună. Cred că, la fel ca și mine și alegătorii, au fost dezamăgiți că nu ați participat la dezbateri. Noi am văzut stânga să nu participe anterior la dezbateri, dar la candidatul de cealaltă parte nu s-a așteptat nimeni să nu-l vadă în campanie. Iată că rezultatul acestor alegeri cred că vă contrazice puțin și chiar ieșirea dumneavoastră la vot face să ne valideze modul în care am abordat această campanie. Am ales să mergem direct la oameni pentru că am avut anul trecut o campanie pe care am împărțit-o și în studiourile de televiziune și la oameni. Și de fiecare dată când mergeam acolo spuneau
oamenii ziceau, veniți mai mult și mai mult la noi. Și eu am preferat în această campanie să împărțim sarcinile între colegii noștri sau între noi, pentru că este vorba nu doar despre primar, dar este vorba și despre Consiliul Municipal. Am mers în, acolo unde am fost chemați, unde am fost invitați, cred că am fost la toate posturile de televiziune, prin intermediul unor reprezentanți ai noștri care s-au dovedit a fi foarte și foarte buni reprezentanți ai blocului acum. Și ce cred, că, vrut eu ca și să cred vă spun. Că este bine ca noi cu toții să deprindem cumva și alte lucruri decât cele care le-am făcut de-a lungul timpului și să înțelegem că nu e bine să lăsăm pe unii dintre candidați să transforme niște campanii electorale în emisiuni televizate de divertisment, așa cum s-a întâmplat în această campanie. Da, domnule Anastase, uitați-vă care este situația și n-aș vrea mult să ne oprim acum, pentru că avem puțin timp la dispoziție, dar acest subiect va trebui discutat și cu siguranță îl vom discuta după. Poate dar că o să-l discutați cu niște analiști politici mai puțin cu mine, dacă de ce? Pentru că dumneavoastră sunteți implicat în mod direct, iar nici dumneavoastră și nici domnul Ceban să nu vedem candidații cu șanse, cu cele mai mari șanse să câștige primăria în campanie, să vedem ce, cu ce vin în această campanie. Mi se pare... Eu am să vă invit, doamna Lorena Bogza, și nu doar doamna Lorena Bogza, vă invit la următoarele scrutine la care voi participa, vă invit acolo unde merg eu. Așa. Între blocuri... Atunci, batem palma că între... în Parlament se va scoate din lege obligativitatea ca televiziunile să facă dezbateri. Și atunci suntem obligați. Doamna Bogza, cred că continuați prea mult cu această discuție. Cu mine nu bateți palma, pentru că eu nu bat palme prin studiouri de televiziune, mai ales că nici nu sunt deputat. Dar dumneavoastră sunteți liderul unui partid care face parte partid. Din coaliția de guvernare și haideți să deci, subiectul acesta oricum va trebui discutat. Puteți să-l discutați cu analiștii politici, cu mine. Discutați, vă rog din suflet, haideți să vedem acum ce avem după aceste alegeri. Neprezența la urne la fel face parte din ceea ce avem. Neprezența la urne, neprezența în studiouri la dezbateri, de exemplu. Am înțeles. Așa. Este părerea dumneavoastră și să știți că eu voi muri în continuare pentru libertatea dumneavoastră de a o exprima. Da. Asta este foarte bine. Chiar dacă eu nu sunt de acord. În turul 2, dacă va fi, că nu se știe, veți participa la dezbateri sau nu? Turul 2 este o abordare aparte decât cea față de turul întâi, eu voi continua, neapărat voi continua să merg la întâlnirile cu oamenii. Asta nu îi exclud din activitățile mele, pentru că eu dintre oameni vin și acolo rămân. Și m-aș bucura să nu mă schimb niciodată până mă închide ochii. Dar, bineînțeles, nu mai sunt o sumedenie de candidați. Cărora la fiecare știți cum trebuie să-i satisfaci poftele, pentru că am văzut câțiva dintre ei care toată campania au turuit că nu vine Năstase la dânsii la întâlnire. Să vină ei acolo între blocuri, să vină la mansardele nereparate până la capăt, să vină în alt... Dar nu despre asta este vorba în momentul de față. Deci despre participa. Turul 2 vă vom comunica în momentul în care ne veți invita. Voi verifica agenda și dacă nu corespunde puteți să știți de pe acum, vă spun că noi vom avea două dezbateri în zilele de joi, începând de la ora 21, așa că vă rog să vă notați în agendă și vă așteptăm în turul 2. Ați făcut o ofertă publică și eu voi analiza neapărat. La dezbatere electorale. Lorena, vreau să vă asigur un singur lucru pe care am fost cumva deranjat de afirmațiile că nu aș veni în fața oamenilor. Eu vin în fața oamenilor și vreau pe această cale, profit de ocazia că sunt la ProTV, un post de televiziune iubit de foarte multă lume, să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, celor care m-au sprijinit în această campanie, cum au putut, și vreau să-i asigur și de acum încolo că sunt alături de ei, sunt al lor. Da. Am vrut să vă întreb, acum că faceți parte împreună din majoritatea parlamentară, împreună cu Partidul Socialiștilor, a existat o înțelegere între cei doi candidați în primul tur? Este o inepție lansată în spațiul public de cineva și preluată în mod ostentativ de alții. Niciodată, dar absolut niciodată, nu aș apela la asemenea mijloace. Nu sunt specific. Haideți, sunteți rivali, așa cum ați fost și anul trecut. Cum am fost, așa rămâne, mai ales, acum cred că toată lumea înțelege,
ceea ce s-a întâmplat anul trecut, și anume invalidarea alegerilor la Chișinău, s-a făcut cu serviciul lui Ion Ceban și a lui Dodon. Iată de ce una e una, alta e alta. Am deprins o vorbă de a lui Klaus Iohannis, a președintelui Klaus Iohannis, pe care l-am întâlnit acum o săptămână și ceva în urmă, sau două. Să nu încurcăm. S-a creat o majoritate, pentru că nu exista o alternativă mai bună pentru Republica Moldova în acel moment. Și cred că dumneavoastră credeți de acord cu asta. Dar asta nu înseamnă că avem, așa cum îi place lui Dodon să spună, că noi nu știu ce am făcut, cu mătrii, nunți, cu, da, mariaj. Nu. Este o majoritate. Să dea Dumnezeu să funcționeze în ceea ce privește reformarea justiției, reformarea procuraturii. Iată acum s-au mai elaborat niște proiecte de acte normative. Să-l văd dacă le va promova, nu le va promova, le va promulga, nu le va promulga, Dodon. Acolo e una. Aici însă suntem la fel cum am fost, niște rivali, niște oponenți politici și, bineînțeles, fiecare dintre noi își are agenda lui. Eu am pe cea a oamenilor, cea a comunității din care fac parte și a țării din care fac parte, ei se pare că au pe altora. Așa, acum că astăzi s-a votat de asemenea Consiliul Municipal, care va fi situația acolo? Spuneți-mi cum veți colabora. Această coaliție care este la nivel național, o vom vedea și în Consiliul Municipal Chișinău? Am exprimat o părere în acest sens chiar vineri. Când am ieșit împreună cu doamna Sandu, împreună cu colegii noștri din Parlament și din candidați la Consiliul Municipal, mi-aș dori personal, mi-aș dori o majoritate de dreapta, o majoritate clar pro-europeană, care să îmi permită, în calitatea mea de primar, să fac din orașul Chișinău, împreună cu noi toți, o capitală europeană, o capitală modernă, cu infrastructură. Asta în cazul în care veți câștiga. Dar eu sunt încrezător că... Da? Sunteți sigur că veți câștiga această luptă? Sunt încrezător. Păi, adică... Aveți toate speranțele, nu chiar și aveți și motive? Vedeți cât e de frumoasă și bogată. Aveți și motive ca să le aveți? Am spus, sunt încrezător că încrederea pe care mi-au dat-o oamenii anul trecut va fi reeditată și anul ăsta și așa cum n-am dezamăgit, nu voi dezamăgi nici de acum încolo. Dar bineînțeles, sunt realitățile pe care le avem. Credeți că mie nu mi-ar fi fost mai simplu da, acum mi-am amintit de un vers de-a lui Păunescu. Mie mi-ar fost mult mai simplu dacă nu ar fi trebuit să am această majoritate. Ce bine ne-ar fi fost dacă am fi avut 56 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova, da, împreună cu PAS, Platforma Am vrut DA, să vă și întreb avut... dacă dumneavoastră, ca și candidat, după o campanie electorală, considerați că s-a schimbat cu ceva situația față de anul trecut, da? Având în vedere faptul că ați intrat în această alianță cu Partidul Socialiștilor, v-a influențat cumva sau nu situația în acest an? Am fost afectați de acest lucru, bineînțeles. Unii au înțeles lipsa de alternativă, alții n-au înțeles-o. Și apoi au mai venit și factori care sau anumite personaje care au pus mai presus decât interesul public, interesul național, au pus propriul orgoliu, propria persoană. Și atunci, bineînțeles, că în spațiul public s-a insistat foarte mult pe alte posibilități care nu erau viabile, nu erau plauzibile. Eu cred că ne-a afectat. Eu cred că ne-a afectat. Și asta în același timp, ar putea schimba situația, scorul pe care l-ați obținut anul trecut? Eu n-aș. Este, în momentul de față, găsesc inoportun și cumva ne-a venit, ca să nu spun neadecvat, în sensul corect al cuvântului, frumos al cuvântului, să discutăm în momentul de față rezultatele pe care eu nu le cunosc. Le cunoaște doar Dumnezeu. Da, în scurt timp le vom vedea, dar întrebarea următoare pe care aș vrea să vă adresez este, vă așteptați să avem turul 2 sau credeți că totul s-a decis în primul tur? Dacă ați făcut niște calcule, dacă sunt oameni care fac astfel de calcule. Eu am să vă spun cum funcționez eu ca și individ, ca și un politic, ca și om de stat. Muncesc pentru totul. Am muncit în scrutinul de 24 februarie, am muncit pentru majoritate. Dar cunoașteți condițiile în care am acționat atunci. În scrutinul prezidențial din 2016, bunoară, eu am muncit pentru că Maia Sandu să câștige aceste alegeri și am muncit așa, din greu. Exact și aici. Am muncit așa încât să putem câștiga o majoritate
să câștigăm din primul tur, să avem o majoritate în Consiliul Municipal, una responsabilă care să poată sprijini proiectele pe care vreau să le implementez aici la Chișinău. Acum, ce va fi? Rămâne să vedem. În scurt timp se va întâmpla această minune. Dar ce le spuneți celor care vă critică pentru faptul că ați acceptat să renunțați la funcția de ministru de interne pe care ați luat-o de curând, ați obținut-o de curând, în favoarea celei de primar? Sunt astfel de critici, oameni care v-au spus că ar fi fost mai bine să rămâneți, să mergeți până la capăt, să faceți reforma acolo. Păstrez proporțiile și le spune ca și marele poet care spunea criticilor lui ce avea de spus. Eu ce să spun? Sunt sigur că cei care m-au votat, 129.000 de oameni care m-au votat anul trecut, mi-au înțeles atitudinea, pentru că, de fapt, era o continuitate ceea ce am spus, am făcut de-a lungul timpului. Era o consecvență a activităților mele. Păi eu n-am ajuns primar nu pentru că n-am vrut eu să ajung, pentru că nu m-a lăsat Plahotniuc și cu Dodon. Lucrurile sunt mai mult decât clare. Iar am mers la Ministerul de Interne exact în momentul când poate că mi-ar fi trebuit și mie ceva odihnă. Nu v-ați gândit dumneavoastră că erau totuși 9 ani la mijloc. 9 ani de război în care n-am avut o clipă liberă. Da, acolo vă odihniți, că nu vă odihniți. Nu, păi de asta și spun. Poate că îmi trebuia și mie o puțină pauză, ca și lui Ceban, Ion, cum a stat el în Parlament vreo 4 luni și ceva, nu prea l-am văzut să-și pună umărul la vreuna sau la alta în spațiu public. Și atunci... Eu atunci am ales să pun umărul, am avut o discuție foarte clară cu premierul, am convenit că nu are cine, și chiar nu avea cine, credeți-mă pe cuvânt, dacă nu întrebați colegii noștri, nu avea cine, am pus umărul. Bineînțeles că aflarea în cadrul unei guvernări erodează din imagine, dar eu mi-am asumat asta pentru că în joc, dincolo de cum să spun eu, de cariera mea, dincolo de mine, era totuși țara, era totuși Republica Moldova. Și haideți să facem un exercițiu. Eu am încercat să-l fac cu niște colegi de-ai mei și am căzut de acord că o soluție mai bună nu exista. Imaginați-vă ce se întâmpla dacă la Ministerul de Interne era altcineva. Nu era un factor politic, nu era un vreți sau nu vreți un lider politic cu un anumit sprijin popular, care a determinat anumite lucruri, și anume depolitizarea instituției, a determinat demantelarea mai multor scheme, excluderea influenței fostului regim, atâta cât s-a putut, pentru că încă mai sunt anumite elemente care nu se lasă bătute. Dar cei care vă lansează astfel de critici, uitați-vă ce spun. Spun că dumneavoastră ați câștigat o circumscripție, ați ajuns în Parlament. Da. Iată, pentru faptul că ați acceptat funcția de ministru, a rămas postul vacant și astăzi am avut și pe circumscripția 33 și în circumscripția 33 alegeri. Ați ajuns în funcția de ministru, ați lăsat sau veți lăsa dacă veți câștiga. Că asta rămâne să vedem. Eu vreau să vă spun că toate astea le-am făcut, mai repet, poate nu s-a auzit la început și poate n-a fost foarte, foarte clar. Mi-ar fi trebuit și mie mai mult liniște. Oricât de tânăr aș fi și cât de puternic aș părea la prima vedere, dar sunt și eu om. Și poate că mi-ar fi trebuit și mie ceva liniște. Poate că era mai bine să stau la Ministerul de Interne, să întăresc pozițiile acolo și peste un an de zile să-l terminăm pe, scuzați-mi expresia, să-l dăm pe stânga sau pe dreapta pe Dodon. Haideți să facem exercițiul ăsta, pentru că erau în calcul. Dar am spus că nu. Mai important decât mine, decât, dacă vreți, chiar decât partidul meu, este această țară. Și colegii mei din platforma, da, au agreat că anume așa este bine. Colegii mei din Partidul Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, au spus la fel. Noi facem echipă cu toții în blocul acum. Am luat o decizie că este bine să continuăm la primăria Chișinău, pentru că această guvernare eminamente pro-europeană are nevoie de un oraș sau de o capitală europeană. Dacă vrem să dezvoltăm țara, nu ne putem permite ca Chișinăul să ajungă pe mâna socialiștilor. Da, următoarea întrebare care nu pot să nu vă adresez este: la președinție veți candida la anul? Întrebarea asta și-o pune multă lume, inclusiv alegătorii care se duc la urne astăzi, au fost astăzi la urne. La dumneavoastră sau la TV8? Vasile Grădinaru a întrebat cu
cu mânzul în iapă, dar noi deja îl vindem sau ce facem. Da, da, da. Nu știu. La noi, da. Da, băi, haideți, noi, să, haideți, acum trebuie să... Păi, dar dumneavoastră trebuie să ne batem știți, pentru... să ne spuneți ca să știe alegătorii. Ce fac? Nu, alegătorii trebuie să știe că eu vin la primăria Chișinău pentru un mandat întreg, împreună cu un consiliu pe care vreau să-l pun în slujba oamenilor. Adică, la fel ca și primarul... Dacă veți fi ales pe 4 ani... oamenilor și nu împotriva lor, așa cum s-a mai întâmplat. Da, eu tot mă uit la ceas pentru că v-am promis să vă dau, mai aveți timp, așa că... Mai am timp ca să plec, dar... Nu, mai aveți timp ca să rămâneți încă, pentru că ne-am înțeles pentru o anumită perioadă de timp. Acum, ce a spus, l-am urmărit pe Igor Dodon astăzi cu declarații, țineți minte că atunci când ați câștigat dumneavoastră anul trecut alegerile locale, Ion Ceban a fost în direct și v-a felicitat în direct, erați aici în studio, l-am auzit cu toții cum vă felicită cu ocazia victoriei pe care ați obținut-o. Acum, tot el s-a dus în instanță și a depus o contestație. Astăzi Igor Dodon spunea că cel care va pierde este firesc să-l felicite pe celălalt cu ocazia faptului că a câștigat. Dumneavoastră, dacă veți pierde primăria, îl veți felicita pe... Nu crezi cu asemenea ipoteză. Nu luați în calcul. Nu. Deloc. Nu, pentru că am încredere că nu putea câștiga Ivan Ceban doar printr-o fraudă, dacă cumva au știut să șmecherească. Pentru că în ADN-ul Igor Dodon se pare că din ADN-ul lui nu lipsește asta. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, cu Ivan Ceban pe parcursul acestei campanii electorale, v-ați întâlnit, ați discutat? În cadrul acestei campanii electorale, ca să spulberăm toate inepțiile care s-au spus la... Și aici vreau să fac un apel la toată societatea noastră, pentru că, de fapt, despre oameni este vorba, nu despre cei care tot lansează în spațiu public tot felul de inepții. Să știți că eu nu funcționez așa, nu fac trucuri, nu mă înțeleg, nu fac înțelegeri, nu fac jocuri. Și să fie clar, nu a existat niciun fel de comunicare dintre mine și Ivan Ceban în această campanie. A fost un singur moment în care... printre cele 7 sau 8, pentru că cam așa erau întâlnirile mele pe zi cu oamenii, în una dintre cele 7 sau 8 întâlniri pe care le-am avut într-o sâmbătă sau într-o duminică, n-aș putea să vă spun exact, la Tohatin, cred, m-am dus acolo și, așa ca un bob sositor, cum se zice la noi în sat, a venit și Ivan Ceban. Și la întâlnirea cu oamenii la care am venit eu, a venit și el. Nu știu care a fost scopul, nu știu care a fost intenția, n-a stat mult și a plecat. Nu am vorbit nimic mai mult decât i-am spus că ar fi bine să plece ca să nu se întâmple cum mi s-a întâmplat anul trecut când a tăbărât peste mine la pretura Buiucani. Atât. În rest, n-am comunicat nici cu domnul Ceban și nici cu stafful acesta. Astăzi ați făcut un live pe Facebook, identic cu cel, inclusiv cu domnul Slusar alături, adică identic cu cel care anul trecut a condus la nevalidarea alegerilor. Nu, bine, anul trecut Berdilu a numărat niște like-uri pe acolo, niște distribuiri, erau din 3 filmuri, din 3 că eu am făcut azi. Unul m-a prins... Ați făcut 2 pe care le-am văzut eu, probabil ați făcut mai multe, dar două le-am văzut eu. Unul am intrat în live, mi s-a întâmplat că m-am întâlnit cu Dinu Pândeu și am intrat în live la el. Cineva spunea, chiar a făcut agitație, votați Andrei Năstase. Cine a făcut? Un trecător care... Un trecător. Dreptul cunoașteți, nu? Mă trebuie să există, bine, da. o infracțiune sau o contravenție are mai multe componente, da. Latura subiectivă, obiectiv, obiect, subiect și așa mai departe. Nu, întrebarea era, astăzi de ce ați făcut asta? Nu vă temeți că într-o bună zi vă puteți trezi în aceeași situație? Cum să mă temeți? Da, dumneavoastră probabil nu cunoașteți despre comunicarea Curții Europene Drepturilor Omului, care a condus la validarea mandatului, anume pentru faptul că acea decizie a lui Berdilu, susținută mai departe de Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, era ilegală. Așa că ceea ce am vrut să transmit, nu să demonstrez, că n-am demonstrat nimănui nimic, ceea ce am vrut să transmit astăzi prin acele live-uri a fost să transmit curaj oamenilor, să le spun că libertatea e libertate și dacă tu respecti legea, n-ar trebui să-ți fie frică de nimic. M-a întrebat acum cineva, un coleg de-a dumneavoastră de la un portal, cred că nu are rost să-i dau numele după
după ce au făcut în această campanie, m-au întrebat, dar nu vă-i frică că vor să se întâmpla ca și anul trecut? Că nu se întâmplă. Așa ceva e nu se poate întâmpla. Să întrebe nu. Nu. Știți de ce? Pentru că nu, se întrebe, fiecare este în drept să întrebe, dar într-o democrație, ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu se poate întâmpla. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut se putea întâmpla într-o dictatură. Atunci noi eram într-o dictatură. Astăzi, dacă Ivan Ceban sau Petrescu sau Ionescu sau Georgescu ar fi ieșit într-un live să fi făcut exact ce am făcut și eu, am chemat împreună cu Alexandru Slusar, cu Dinu Plângău și alți colegi de-ai mei să iasă lumea la vot, nimeni nu-l acuză de nimic, pentru că acest lucru este un exercițiu, sau asta este un exercițiu absolut democratic. Nu, nimeni nu ne poate imputa faptul că chemăm la vot. Azi dimineață, nu ați văzut, toți cei 19, nu știu, nu i-am urmărit toți, dar probabil toți cei 19 au chemat oamenii la urnele de vot, nu? Uh-huh. Păi, și atunci, dacă nu este ilegal, de ce ar trebui să ne temem? Sau încă o chestie, dacă se poate. Acum, dați să vă spun un lucru pe care nu toată lumea poate neapărat trebuie să știe, pentru că nu toți suntem juriști. Chiar dacă s-ar produce așa ceva, asta n-ar însemna anularea alegerilor sau n-ar fi însemnat invalidarea alegerilor. Înțelegeți? Pentru că sancțiunea pe care o determină legea sau impune legea pentru acest gen de greșeli sau de contravenție este una mult mai mică decât invalidarea unor alegeri. Simplu. Și v-ați fi asumat, adică... Nu, eu v-am explicat acum în detaliu... Am înțeles. Acum că tot suntem la subiectul acesta și nu ne-am văzut în această campanie și nu știu, dumneavoastră cum v-ați simțit când ați văzut că... De fapt, sunteți primar suspendat acum. Înțeleg că v-ați suspendat mandatul de primar pentru perioada alegerilor, pentru că sunteți recunoscut ca primar al capitalei. În momentul în care s-a luat această decizie, cum v-ați simțit? Cumva am zis că este o reparație morală față de toți cetățenii Chișinăului și nu doar față de cei care m-au votat pe mine, pentru că înțelegem cu toții, cei care m-au votat cu mine au fost cei mai afectați de acea invalidare a mandatului, dar și de cei care, chiar dacă nu m-au votat cu mine, n-au avut absolut nicio vină pentru faptul că s-a invalidat acel mandat. Și am considerat că este cumva o reparație morală pentru ei. Nu suficientă, bineînțeles, la fel cum nu este suficientă pentru oraș care a rămas un an și 4 luni de zile fără un primar. La fel cum nu este pentru mine o satisfacție deplină. Dar a fost ceva. A fost un semnal că, iată, dacă ești determinat, dacă nu cedezi, dacă te bați până la capăt, obții un rezultat. Și eu asta am făcut. O să întrebați toți juriștii din țara asta, pentru că eu i-am întrebat înainte de a mă adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și îmi spuneau că sunt nebun. Da, pentru că toată lumea, bine, cei cu care am vorbit eu, majoritatea dintre ei spuneau așa, Andrei, tu doar știi foarte bine că la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu se... Nu se judecă pe fond. Nu se... Convenția Europeană nu protejează alegerile locale. Și atunci, Plahotniuc, banditul Plahotniuc, ce a făcut? A spus, stai puțin, dar el aici rămâne, în justiția moldovenească. Și aici fac ce vreau. E bine, consultat și de un coleg de-al meu foarte și foarte bun în materie de CEDO, am spus, uite, dacă merg pe varianta asta, ce crezi? Și am mers pe varianta corectă și iată că am riscat, dar e adevărat, dar am câștigat această comunicare a CEDO către Guvernul Republicii. Ce le spuneți celor care afirmă următorul lucru? Justiția lui Plahotniuc sau justiția puterii pe vremea lui Plahotniuc a nevalidat alegerile, iar justiția actualei puteri legiferează mandatul dumneavoastră. Le spune exact ceea ce ne-a învățat la școală. Pe lumea asta există alb și negru, adevăr și minciună. Dacă Plahotniuc a trăit din minciună, din fraudă, din călcarea cu copita a justiției, eu trăiesc din adevăr, eu trăiesc din respect față de lege, față de justiție, față de bunul simț. E simplu. Păi, ce e așa de greu de înțeles? Păi, eu am avut dreptate. Eu am respectat legea. Plahotniuc a considerat că n-am respectat legea. Uite că Curtea Europeană a Drepturilor Omului mi-a dat dreptate. Acum nu este vorba despre mine sau despre Plahotniuc, este vorba despre lege și dacă am respectat-o sau nu. Și vine Curtea Europeană și spune că da, am respectat-o.
E simplu. Acum, ce dar, vreau... dar știți care e marea problemă? Deci mâine puteți merge la primărie, înțeleg. Vreau să vă spun un lucru. Până la... Foarte important din punctul meu de vedere, pentru că am urmărit, să nu credeți că n-am stat cu ochiul și la postul dumneavoastră de televiziune. Până mă prindeam. Dacă eram la Rășcani, bineînțeles, mă uitam ce face colegul meu. Da? Păi am reținut că foarte mulți candidați sau contracandidați au fost atât de nedrepți cu locuitorii Chișinăului. I-au considerat, nu știu de ce, sau mai degrabă i-au desconsiderat. I-au considerat de niște proști. Ba veneau și le arătau niște hotărâri de judecată, ba veneau și spuneau că, uite, justiția lui Plahotniuc, acum justiția lui Năstase, poate... Iar oamenii din Chișinău, oamenii de aici sunt atât de informați, oamenii ăștia au urmărit fiecare pas al meu. Deci ceea ce m-a deranjat pe mine este că în această campanie au fost mulți cei care au sfidat bunul simț și care au adus prin prestația lor o ofensă foarte și foarte serioasă locuitorilor Chișinăului și a suburbiilor. Mâine mergeți la primărie? Eu sunt suspendat pe perioada campaniei electorale. Totul depinde de rezultatul. Totul depinde de rezultatul. Campania electorală s-a încheiat astăzi și va fi declarată din nou în momentul în care va fi clar dacă va fi totul 2. Depinde de turul 2. Rezultatele acestor alegeri. Corect. Iată, dacă în seara asta... Cineva este câștigător? Nu vom avea turul 2 și se încheie campania. Păi și atunci? Păi și dacă nu avem, până când va fi declarat turul 2, mai este? Să nu lucrăm cu asemenea ipoteze. Ce va fi mâine, ce va fi poimâine. Da. Cum ajungem? Încă un lucru că mi-am amintit. Să știți că o parte a alegătorilor care v-au așteptat la dezbateri, de exemplu, a considerat că această absență a dumneavoastră și a domnului Ceban, pentru că numai dumneavoastră ați lipsit și domnul Ceban, a fost, de fapt, o lipsă de respect față de alegători. Lorina, eu prefer să vorbesc în nume personal și vă invit pe dumneavoastră să faceți la fel. E posibil? Păi dumneavoastră altfel nici nu puteți răspunde decât în nume personal. Iar eu sunt purtător de cuvânt al celor pe care... Al televiziunii pe care o reprezentați și a dumneavoastră. Eu nu pot fi purtător de cuvânt al televiziunii aici. Eu sunt purtător de cuvânt al celor care ne urmăresc. De când asta? Păi din momentul în care dumnealor îmi trimit întrebări, mă roagă să adresez întrebări. Vreau să răspund și eu și mă adresez tuturor celor de acasă. Prieteni, trebuie să știți un lucru. Poate... că doamna Lorena Bogdan nu a vrut să ascultă ceea ce v-am spus la bun început. Am fost alături de dumneavoastră de fiecare dată, fie că am fost în acest studio, fie că am fost între blocuri, fie că am fost pe terenurile de joacă a unor copii, așa cum sunt ele, și m-am întâlnit cu dumneavoastră, fie că am fost la întreprinderi private sau publice, sau de stat, sau municipale, fie că am fost la un spital, fie că am fost la o școală, peste tot am fost alături de dumneavoastră. Iar acolo unde n-am ajuns eu, a fost un reprezentant al meu, așa cum se întâmplă în toată lumea civilizată. Așa se întâmplă în România, așa se întâmplă în Olanda, așa se întâmplă în Germania. Deci a venit un coleg de-al meu, pentru că în aceste alegeri era vorba nu doar despre primarul Chișinăului, era vorba și despre un consiliu de acord. Pe care l-a reprezentat cu brio unul dintre colegii mei. La dumneavoastră în studio, domnul Vasile Grădina. Eu vreau să fiu primar, se numește această emisiune. Și invitația a fost făcută cu o săptămână și ceva. Doamna, iar am ajuns Lorena la această Bogza, discuție. Ca să fie foarte clar, dar foarte clar să vă fie și dumneavoastră și altor oameni de bună credință din această țară. Îmi fac agenda după așteptările oamenilor păi și nu a unor posturi. Dincolo de cameră sunt ei. Dragă Lorena, insistați prea mult și mi se pare că vă faceți foarte mult rău. De ce? Am spus oamenilor ceea ce consider eu. Am fost anul trecut la dumneavoastră în studio de fiecare dată când am avut posibilitatea, când am putut, am trimis un reprezentant. Anul ăsta, asta a fost decizia noastră. Și care în turul 2 dacă va fi. Acum, dumneavoastră aveți o preocupare pentru televiziunea dumneavoastră, pentru emisiunea dumneavoastră. Eu am o preocupare pentru oameni și eu pentru Chișinău. Cei care ne urmăresc. Mulțumesc. Domnule Năstase, să știți, nu pentru televiziune și nu pentru mine. Acum, spuneți-mi, vă rog frumos, cum comentați noastră prezența la urne, pentru că asta este extrem de important. Eu cred că am fost foarte și foarte exhaustiv în declarațiile pe care bănuiesc și dumneavoastră le-ați dat de la birou, de la partid. Am spus foarte clar că este o prezență mai bună decât în primul tur al scrutinului trecut. Din 2018, da. Și am mulțumit oamenilor pentru această
prezență. Din păcate, Republica Moldova a rămas cu foarte puțini oameni acasă și bănuiesc că asta este una dintre cauzele pentru care avem această constantă, să spun așa, pentru că diferența nu este foarte, foarte mare. Da, dar comparativ cu 2015, diferența este foarte mare, este vorba despre Lorena, aproape 11 se pare că puncte. Dumneavoastră, fie că nu vreți să auziți, fie că vă faceți că nu auziți. Eu v-am explicat foarte clar, în Republica Moldova au rămas foarte și foarte puțini oameni. Asta este motivul, asta încercam să... Și asta vă explic. Dacă, comparativ cu 2018, vă spun că este motivul ăsta, dumneavoastră îmi puneți 2015, știți cât s-a întâmplat din 2015? Câtă lume a fugit din cauza terorii lui Plahotniuc și a acoliților săi? Asta s-a întâmplat. Iar noi, în momentul de față, facem eforturi uriașe, dar credeți-mă pe mine, această guvernare, m-am despărțit acum cu doamna Sandu, face eforturi uriașe ca să țină pe linia de plutire Republica Moldova și să o ridice cumva la o cu toată altă înălțime, așa încât oamenii noștri se întoarcă acasă. Ultima lucrurile mea simplu, întrebare, v-am văzut astăzi la urne împreună cu soția, cu fetița. Da. Au venit doar pentru aceste alegeri sau au venit să rămâneți împreună? Lorena, au venit ca de fiecare dată, atunci când reușesc să vină, să fie alături de mine. V-ați gândit vreodată cât le este de greu? Ca să nu vă mai aveți o asemenea preocupare? V-ați gândit vreodată... Să nu vă întreb asta? Nu înțeleg. De ce înseamnă o asemenea preocupare? Eu vă întreb dacă au venit, pentru că spuneați la un moment dat că vă este frică să aveți familia aici. Încă nu sunt toate bune în țara mea. Păi asta așteptam să spuneți. Încă nu sunt toate bune în țara mea și fac tot ce îmi stă în puteri ca într-o bună zi să le văd pe ambele acasă și dacă s-ar putea și băieții. Bineînțeles, ei sunt mai mari. Acum, al doilea termină, e ultima clasă a liceului și vă dați seama că nu pot aduce aici, dar nici să-l las singur acolo. Uh-huh. Și credeți-mă că, la fel ca și dumneavoastră, cum dumneavoastră vă doriți copila dumneavoastră alături, așa mi-o doresc și eu pe mine. Sunt convinsă, n-am nicio îndoială. Păi de asta... Și de asta v-am întrebat, pentru că chiar voiam să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Eu personal nu v-aș fi întrebat niciodată în calitatea mea de jurnalist. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit. Vă așteptăm în turul 2. Dar numai o secundă că intrăm cu publicitate ca să puteți ieși. Publicitate și ne vedem cu alți invitați imediat după pauză. Ne-am întors, dați-mi voie să vă prezint alți invitați din această seară. Este vorba despre domnul Mihai Popșoi. Bună seara și bine ați venit, deputat acum. Bună seara, bine v-am găsit. Și despre domnul Sergiu Sârbu, care fiind în opoziție a acceptat cu drag invitația noastră. Bună deputat seara. PD, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Așa, spuneam, domnul Năstase a plecat, îl așteptăm și pe domnul Ion Ceban din clipă în clipă să vină, când va reuși, o să se alăture. Înțeleg că la ce ar urma să fie anunțate niște rezultate, primele rezultate, măcar să vedem și noi despre ce este vorba, dacă sunt, în momentul în care vor fi, vă rog să ne anunțați. Până atunci, prezența la urne, cum o vedeți? Sincer, am fost surprinși, cred că cu toții, de această prezență extrem de joasă, în special în comparație cu anul 2015. Personal, considerăm că este, de fapt, rezultatul unei profunde dezamăgiri a legătorilor noștri față de întreaga clasă politică. Probabil au avut mari așteptări, în special în ultimele 4 luni, și aceste așteptări, deci, nu s-au realizat. Deci, problemele care persist în societate, da, asta în și problemele grație economice, PD-ul nu s-au realizat, să recunoaștem. Sigur că și noi am făcut erori, dar cu siguranță după alegerile parlamentare, după instaurarea noi alianțe, așteptările au fost cosmice. Iată că nu aceste așteptări nu s-au realizat, de aceea absolut clară este această dezamăgire, în special în diasporă, vedem ce se întâmplă. Este ceva ieșit din comun să iasă doar câteva mii de vot cu, nu știu, cu 50 de ori mai dar puțin. Și regretabil... Cât de bine informații au fost cei din diasporă, pentru că a fost una să avem alegeri parlamentare atunci și este, cu totul altceva... Apropo, este și un rezultat al acestei activități, așa zisei,
comisii electorale centrale independente și autonome, deoarece, de fapt, informarea ține de organele electorale. Cu regret, organele electorale și Comisia Electorală Centrală a fost profund politizată, foarte mult politizată, da, mai mult decât ea posibil, teoretic, putea să fie. CEC-ul nu a informat, au fost puține informații, au fost puține spoturi sociale. Cu regret, da, este și, evident, repet, dezamăgirea este totală, greșelile actuale guvernări sunt lamentabile. Probabil asta și a generat o prezență atât de scăzută, probabil este și o sancțiune dată actualei clase politice, în special de la guvernare. Domnule Popșoi. E adevărat, ne-am fi așteptat și ne-am fi dorit cu siguranță o prezență mult mai mare. Prezența este însă comparabilă cu cea de anul trecut, dar e adevărat că este mai mică cu cea de acum 5 ani. Și ar fi fost firesc, având în vedere că sunt și alegeri locale, toți primarii din țară, consiliile, ca această prezență să fie mai mare decât cea de anul trecut. Însă eu aș pune această prezență scăzută pe seama, pe de o parte, a timpului. În această perioadă a anului prezența nu este atât de mare cum ar fi în mai sau în iunie. Pe de altă parte, există o serie de întreagă de factori obiectivi, cum ar fi oboseala electoratului, dacă putem spune așa, cu... Am avut alegerea anul trecut pentru Chișinău, am avut alegerile parlamentare, deci acesta este al treilea scrutin pentru chișinăuieni și al doilea pentru restul țării în mai puțin de un an de zile. Și acest lucru, evident, lasă o amprentă asupra electoratului, care efectiv este obosit de alegeri. Acest lucru este de înțeles. Cu toate acestea, considerăm că această prezență este bună, da, putea fi și mai bună, dar vedem spre seară, după ce am făcut acele intervenții, am solicitat tinerilor, în primul rând, să se prezinte, după ce doamna Maia Sandu, președintele PAS, a intervenit cu acea chemare la urne, vedem că spre seară a crescut un pic prezența. E important ca cei care au fost aleși astăzi, și pe această cale aș vrea să-i felicit pe colegii mei din Consiliul Municipal, din celelalte, da, consilii raionale. Așteptăm să vedem și noi niște rezultate. Pentru că ei au muncit foarte mult, domnul Vasile Grădinaru, Sergiu Lazarencu, toți colegii noștri. Domnia care sa, săracul, a fost la dezbaterile noastre și... Deci dumnealui a muncit foarte mult, ca și ceilalți colegi din Consiliul Municipal, primarii noștri. Da. Acum va avea loc o schimbare la fața administrației publice. Dacă până mai ieri sau până astăzi o bună parte sau practic aproape toate raioanele erau conduse de democrați, fie și convertiți, de acum încolo probabil nu vor rămâne prea mulți sau deloc. Păi așa e, când nu mai este puterea, deja, când nu mai ești la putere, deja lucrurile se schimbă. Așa se este? Schimbă și se schimbă electoral. Nu se schimbă așa cum au făcut ei, prin sucire de mâini, prin dosare penale, se schimbă la urne. Și schimbarea va fi nu doar cantitativă, dar va fi și calitativă. Noi ne vom asigura că anume așa va fi, atât în consiliile raionale, cât și în cele locale, da, astfel încât oamenii cu adevărat să simtă diferența. Chiar dacă colegii noștri din opoziție sunt mai sceptici, cumva decepționați, dar noi le vom demonstra și lor că lucrurile pot fi făcute cu adevărat altfel. Cu regret, nu se vede nimic bun din ceea ce faceți până acum. Vreau să vă spun că este o mare greșeală și o mare eroare, cred că de 28 de ani încoace, ce se întâmplă la nivel local. Politizarea consiliilor locale este una inacceptabilă, din simplu motiv, la nivel local nu se fac politici, se fac lucruri și fapte pentru oameni. Se repară un drum, se pune un bec, se pune apă, canalizare. Este foarte greșit atunci când, chiar și la nivel de Consiliu Municipal, se încearcă a politiza și a vota pur politic. Dacă votezi politic la nivel de o primărie, atunci politic nu se va rezolva absolut nimic, nu va veni nici Putin, nu va veni nici Merkel să-ți repare un drum în fața casei. Și asta este o mare problemă. Deci, vom avea eu cred că este o greșeală. Sau nu, ce spuneți?
Va fi cu siguranță turul 2, doar că aș vrea să-l corectez un pic pe coleg, care e jurist, dar politologic vorbind, consiliile locale, oricare consiliu fiind de fapt un parlament local, este un organ eminamente politic. Nu m-ați înțeles, domnule. Ori decizia de a împărți bugetul local, de a stabili prioritățile bugetelor locale, este o acțiune eminamente politică. Nu m-ați înțeles. Este o acțiune administrativă și nu politică, domn Popșoi. Eu altceva priorităților. Eu vreau să vă spun că este o decizie absolut politică. Am avut mai multe întâlniri cu alegătorii în teritoriu și chiar ne întrebau cu cine Partidul Democrat se va lia la nivel local. Și am spus foarte simplu. La nivel local, consilierii trebuie să se alieze în jurul problemelor localității de dezvoltare. Ar fi bine ca 100% din toți consilierii să voteze pentru a dezvolta această localitate. Adică nu contează cu cine, și absolut nu contează culoarea politică. Cine dă cu banul acela comandă muzica. Important. Eu, bine, nu înțeleg această ironie a colegului, dar vreau să vă spun că în această campanie Partidul Democrat a fost supus unei presiuni enorme, șantaj, foarte mulți candidați ai noștri, cred că jumate din candidați au fost presați ca să refuze să candideze din partea Partidului Înțeleg că dumneavoastră acum simțiți pe propria piele ce spunea opoziția, nu știu că. Bine, eu nu știu ce spunea anterior și dacă s-a adevărit ce spunea, dar cu siguranță în această campanie și noi putem să o numim că această campanie și aceste alegeri practic au fost fraudate din start, din simplu motiv că mai mult de jumate din candidații Partidului Democrat au fost presați, amenințați, șantajați, fie ca să nu participe la alegeri, fie ca să participe din partea blocului acum sau din partea Partidului Socialiștilor. O presiune enormă s-a simțit cu regret și nu cred că aceste alegeri ar putea fi, cel puțin în Chișinău, numite corecte și libere. Chiar din simplu motiv că un candidat care îl consider că ar fi putut să fie destul de puternic, Ruslan Codreanu, nici nu a fost admis în alegeri, cu siguranță din niște motive inventate. De ce nu cred că este această guvernare, nouă guvernare, cumva a arătat apropo că este asta, mai democratică. Apropo decât de asta, Promolex a vorbit astăzi despre niște... Poate îmi permiteți să răspund. Vă rog foarte mult, după aceea vă rog să precizați, să dați replică. Pentru că acuzațiile au fost mult prea grave. Sigur că da, mi-am amintit de Promolex și raportul pe care l-a făcut. Ceea ce au semnalat domniile lor sunt în limitele în care ne-am obișnuit. Trebuie să vedem până la urmă care va fi raportul despre modul în care s-au desfășurat alegerile și pot fi ele validate sau nu. Vă rog. Aș vrea să spun că porecla colegului nostru în Parlament este coșmar și a fost oferită de el însuși. Și aș vrea să zic că tot ce spune dumnealui acum nu este decât un coșmar așa pictat de colegii democrați. Bine, eu vorbeam de lucruri serioase, de fapt. Da, eu tot de lucruri serioase vorbesc. Aceste alegeri sunt cele mai libere. Continuați să ironizați, dar să știți eu v-am cetățenii ascultat, și alegătorii aveți bun simț, aici nu suntem în Parlament, trebuie să ne ascultăm pe rând. Vă rog. Eu am avut răbdare să vă ascult. Dar argumente, vă rog. Da, argumentul numărul 1. Aceste alegeri au fost cele mai libere și cele mai corecte. Și dacă ați urmărit astăzi rapoartele... Cu scoaterea candidaților din cursul? Dacă nu, asta este corect? Este coșmar, adevărat, ce își faceți dumneavoastră. Vă rog să ne abținem și să ne ascultăm reciproc. Nu uitați ideea, sunt primele rezultate în acest moment și vreau să le vedem că asta așteptăm. Vă rog. Turul 2 ori nu turul 2? De votare și iată acum sunt totalizate rezultatele după comunicarea, după prezentarea rezultatelor din 8 secții de votare. Rezultatele sunt în atenția noastră. Un candidat are 45-67%, candidatul care se plasează pe locul 2, 29,5%, următorul candidat, 8,33% și așa mai departe. Deci, dacă am extrapola aceste date și dacă proporția s-ar menține, eu zic dacă, atunci ar trebui să avem turul 2 de scrutin cu primii doi candidați. Dar nu se știe, eu am zis dacă. Da, eu cred că poate în limba rusă începem a le comunica. Dacă îmi permiteți eu să încep. Уважаемые коллеги, значит, я сделаю небольшое резюме из того, что
господин председател, da, говорил. Rezultate. Este vorba despre rezultatele din 8 secții de votare, din totalul de 307, dacă văd eu bine. Năstase 29,05 și Înceban 45,67. Sigur, sunt primele rezultate, contează de unde vin, de la ce secții de votare, dar rezultatele vor continua să vină. Vă rog foarte mult, dacă este posibil, să ni le dați și nouă cum vin. Vă rog foarte mult. Da, vă rog. Ziceam că, de fapt, aceste alegeri sunt probabil de departe cele mai libere și cele mai corecte. Și dacă am observat astăzi, am urmărit știrile, vom observa că în mare parte ele au fost despre faptul că într-o secție de votare undeva la nord toți membrii biroului au venit îmbrăcați în straie naționale, așa cum este colegul nostru și apropo este foarte bine. A venit un candidat cu mâța, cu motanul la vot, deci cam despre asta au fost știrile. Și acesta este un lucru bun, un lucru care bucură. Nu a fost despre intimidări, despre transportarea alegătorilor cu miile la secții de votare. Am văzut că în Transnistria au fost 8 secții în care nu a venit absolut nimeni, pe când la alegerile parlamentare ne aducem aminte ce presiune a existat, cât de multe situații, incidente au fost unde era vădit încălcarea codului electoral, fie că e vorba de transportarea alegătorilor, fie că e vorba de mituirea acestora, fel de fel de intimidări. De când astăzi, cu adevărat, a fost niște alegeri, da, din păcate, după cum discutam și adineauri, prezența nu a fost atât de mare cât ne-am fi dorit, dar în schimb au fost cu adevărat libere, transparente, oamenii s-au simțit liberi, nu a fost nimeni presat. Și acest lucru se va adeveri cu siguranță și în rapoartele de evaluare, așa cum spuneți, vor fi limitele... Dumneavoastră, domnule Popușoi, spuneți că nu va fi turul, nu va fi doar un singur tur, va fi și turul 2. Dumneavoastră, ce credeți? Bine, ar putea fi și turul 2, important votul alegătorilor să fie respectat. Un scurt comentariu, alegerile nu se fraudează în ziua alegerilor, domnule Popșoi, și la 24 februarie am avut o zi a alegerilor foarte calmă. Ce ține de această campanie electorală, cum am spus, încălcările și fraudele au fost cu mult timp înainte, la politizarea Comisiei Electorale Centrale, cu modificarea legislației electorale cu 2 luni înainte de alegeri și impunerea unor condiții noi, prin scoaterea din curs a foarte mulți candidați independenți, apropo, nu doar în Chișinău. Eu cred că avem peste vreo 20-30 de candidați independenți care nu au fost admiși în cursa electorală, prin mijloace financiare nedeclarate, și asta au fost multe sesizări, prin agitație electorală cu elemente ilegale, cu folosirea instituțiilor administrative, cu folosirea resurselor administrative. Chiar am văzut câteva pleante ale blocului acum a candidaților cu imaginea doamnei Maia Sandu, nu ca președinte PAS, dar ca și prim-ministru, ce este interzis de lege. Da. Sunt și litigi în judecată. Iată, aici sunt încălcările, nu anume în ziua alegerilor, dar iarăși fiecare localitate, validarea se face de către instanța de judecată, care va stabili nivelul de încălcări. Aș vrea să mai anunț încă o dată primele rezultate care au fost date publicității și sunt convinsă că veți avea o replică, dar rugămintea mea este să încercăm cumva să continuăm și emisiunea și subiectele pe care urmează să le discutăm, pentru că altfel mergem pe declarații și contradeclarații, dar sigur că, domnule Popșoi, cu plăcere vă dau voie ca să aveți o replică. Până atunci, dați-mi voie să vă spun. CEC a procesat 8 din 307 procese verbale. Ar fi fost bine dacă am fi reușit să facem un carton, că nu se vede foarte bine ce e acolo. Ion Ceban, 47,75 în acest moment. Andrei Ion Ceban, 45,67 în acest moment. Vedeți că se schimbă. Năstase, 29,05, Andrei Năstase. Acestea sunt cifrele pe care le-a dat publicității Comisia Electorală Centrală. Urmăriți pe site-ul protv.md care sunt rezultatele imediat cum vin și vă rog să ne anunțați și pe noi aici în studio. Domnule Popușoi, vă rog. Vedem că colegul nostru din Parlament, candidatul din partea Partidului Democrat, nici nu încape pe ecran, e undeva la coada clasamentului. Vă rog să nu vă grăbiți, să așteptăm rezultatele finale. Vroiam să zic despre ce a remarcat colegul legat de instanțele de judecată, de pretinsele încălcări. Dacă este să observăm
de fapt, acea epopee despre înregistrarea, neînregistrarea unor candidați care, de câte se pare, pur și simplu nu au fost capabili să strângă semnăturile, lucru care e extrem de greu. Noi știm foarte bine cât de greu să strâng semnăturile. Eu această iarnă am strâns 860 de semnături timp de 3 săptămâni. Și a fost foarte greu. Iar 10.000 de semnături să le strângi în aceeași perioadă de timp e de 10-15 ori mai greu. Dar dacă urmărim deciziile instanțelor de judecată, a fost mai întâi o decizie, apoi altă decizie care a dat peste cap decizia precedentă, apoi altă decizie, lucru care denotă independența justiției, dacă mă întrebați pe mine. Pe când anul trecut am avut decizii de același tip. A fost doamna Berdilo, care a dat o decizie, apoi a fost altcineva de la Curtea de Apel care a dat aceeași decizie, care și la Curtea Supremă a dat iarăși aceeași decizie, lucruri care erau previzibile. Acum justiția acționează așa cum cred ei intima lor convingere. Stimate și acest lucru este indubitabil. Ori inclusiv și da, acele pleante unde a fost fotografia domnitorului Ștefan cel Mare, pe care candidatul Andrei Năstase a fost nevoit să le retragă și să le distrugă, am să vă pentru că a fost impus de instanță. Da, îmi pare rău că trebuie să vă tot întrerup, pentru că tot vin rezultate și vin. Am vrea să le vedem și noi cumva pe ecran, dacă este posibil, pe ecranul nostru, dacă este posibil cumva să le vedem, din când în când arătați-ne-le și nouă, ba chiar dacă este posibil să cât mai des se întâmple asta. În acest moment avem procesate 18 procese verbale din 307. Ceban are 41,97, adică aproape 42. El scade, crește în schimb Năstase 31,17 în acest moment. Urmează Dorin Chirtoacă cu 10% și mai jos Țicu cu 4,6 și ceilalți vor mai puțin, dar vă rog. Va fi măcar 50 de procese verbale, va fi... Da, atunci va fi clar cât de cât reprezentativ. Am o propunere pentru stimatul coleg, o propunere de lege ferenda. Am văzut noi cu toții și la alegerile parlamentare și acum la locale cât de multe dificultăți întâmpină candidații independenți și ar fi cazul poate să eliminăm acele semnături necesare pentru candidații independenți, ar fi cazul să micșorăm și pragul electoral pentru candidații independenți. Cu regret, am avut o propunere atunci când s-a modificat codul electoral să micșorăm și pragul pentru independenți. Colegii din Alianță nu au acceptat, dar totuși, pentru a demonstra că sunteți cu adevărat liberi, haideți să eliminăm acele domnule semnături Sârbu, pentru independenți. Domnule Sârbu, dar întrebarea mea este, iertați-mă că intervin, și că acord, nu pricep, dumneavoastră ați avut majoritate, dumneavoastră ați putut să modificați... Păi am modificat. Păi în sistemul propor, sistemul mix, independenți nici nu existau, deoarece în circumscripții uninominale... Ce v-am dedicat până acum să eliminați... Despre locale, deci, vă răspund, în parlamentare, în sistemul mix, nici nu existau independenți, deoarece ei puteau liber să meargă pe uninominal. Deci, noi, la parlamentare, am micșorat numărul de semnături la 250 semnături femei, da. 500 bărbați. La locale nu am ajuns. A venit Alianța la Guvernare și a lăsat acele cifre exorbitant de mare pentru independenți. Ce facem cu diferența dintre registrul alegătorilor și numărul de persoane cu drept de vot care există la modul real în Republica Moldova? Ce facem cu această diferență colosală pe care nici un partid care a fost la guvernare n-a rezolvat-o până în acest moment? Stați, confundăm. Alegători sunt mai puțin decât populații în Republica Moldova. Registrul alegătorilor sunt de la 18 ani în sus. Da. Da. Și indică și registrul de stat al populației. Acolo, cât înseamnă în registrul alegătorilor? Păi din informațiile organelor... 3 milioane și... 3 milioane și ceva. Și spuneți-mi, vă rog frumos, câți oameni sunt în Republica Moldova fizic? Păi fizic conform recensământului din 2014, conform recensământului... Dumneavoastră, nu vă supărați, faceți puțin o confuzie aici cu recensământul, deoarece noi am putea avea fizic în Republica Moldova probabil 2.800.000, dar indiferent că oamenii sunt plecați ori nu, ei dacă rămân cetățenii Republicii Moldova care au domiciliu stabil aici, ei sunt înscriși în registru și nimeni nu are dreptul legal să-i scoată din registru, chiar dacă ei sunt plecați. Să nu confundăm prezența fizică cu cei care au documente și sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci indiferent unde sunt cetățenii, ei au dreptul, ei sunt în registru. Ei pot să revină în orice moment. Dar ce facem cu cei care sunt
de mult plecați figurează? Ei trebuie să se radieze din registrul. Trebuie. Și dacă nu se radiază, atunci ei sunt... Când vom avea votul electronic, sunt convinsă că lucrurile vor sta un pic altfel. Stați să avem mai întâi votul electronic în Parlament. Da, care poate nu funcționează, că am dat o grămadă de bani și pe acela și nu funcționează. Și poate în Consiliul Municipal și apoi poate să ajungem la votul electronic pentru toți cetățenii. Lucrul de altfel ar fi foarte, foarte bun, dar ar fi oportun să introducem votul prin corespondență. Am văzut acum niște colegi de partid care au primit plicurile pentru alegerile prezidențiale din România și am rămas cumva impresionat și eu de procesul și mă gândeam de ce oare n-am solicitat și eu decât să stai câteva ore în șir. Da, asta au putut face cetățenii care au domiciliul în străinătate, puteau să, sigur că da, să se înscrie și să... Dar vreau să... Bălțu, apropo. Da, avem, interesante, da. Avem și Bălțu. Era de așteptat. Vreau să-l bucur pe colegul nostru că noi deja lucrăm asupra unui proiect de lege care va reduce, va liberaliza cumva acum avem patru procese verbale procesate din totalul de 59 de secții de votare. Da, avem USAT are la Bălți, din păcate, situație previzibilă, din păcate. 6, 51. Următorul este la o diferență foarte mare. Rămâne să vedem, socialistul este cu 15,70 și ceva, deci aproape 16. Cred că lucrurile, sigur că se vor schimba, sunt doar primele rezultate, depinde foarte mult din ce secții vin, din ce... Asta este foarte important, știm și noi în Chișinău cam cum se votează din experiență. De obicei secțiile mai mici vin mai repede, da, să numărăm mai repede. Și dacă ele se află în centru, este o preferință de vot la Botanica, o preferință de vot la Buiucan, Ciocana, o altă preferință de vot, așa că e bine să mai așteptăm. Vreau doar să zic când m-ați avem, întrebat. Avem, da. Continuă să vină. Deci ceva n-a ajuns la 42% din 21 de secții de procese procesate, cum s-ar spune. Năstase 30-82, deci nu, Năstase crește. Asta înseamnă că vin deja procesele verbale și din alte secții de votare, din alte sectoare, care în mod tradițional votează altfel. Preferă, eu știu, și dreapta, da, cam așa iese, ceva în scade. Propun să vedem în continuare ce se întâmplă. Da, mă iertați că n-am încotro. Și l-așteptăm și pe Ion Ceban la noi, că nu știu de ce întârziem. Vă ziceam că deja planificăm liberalizarea legislației electorale într-o măsură care o considerăm noi oportună, pentru că, spre exemplu, sugestia de a elimina totul semnăturile mi se pare inoportună, pentru că riscăm să avem 60-100 de candidați chiar în aceste condiții destul de restrictive, hai să fim de acord. Înțeleg că într-o localitate din Găgăuzia, dacă nu greșesc, a fost 60 de candidați. Da, da, și acolo, da. Efectiv, nu știau cum să facă. A fost exact. O broșură. Și dacă eliminăm obligativitatea de a strânge semnături pentru candidații la primar, riscăm ca în Chișinău și eventual și în alte localități să avem 50, 60, 100 de candidați la primar. Și nu știu dacă e oportun. În Ucraina, pare mi se, este posibil de a depune gaz financiar. Ca un adevărat social-democrat spune, să aveți mulți bani dumneavoastră. Oamenii nu prea au bani, domnule. Ca să candidezi, nu trebuie să ai ori semnături, bani. Semnături e mai oportun. Ori gaj, ori trebuie de micșorat numărul de semnături, deoarece în Chișinău este probabil prea păi de la, o cifră de la prea redus prea numărul și de la eliminat e altă discuție. Suntem de acord că trebuie să reduci. Păi haideți să discutăm. Este o chestie de discuții. Eu sper că cel puțin la aceste discuții ne veți invita. Acum nu ne invitați să discutăm. Vreau să sigur că față de anul trecut s-au întâmplat niște lucruri. Anul trecut a câștigat Andrei Năstase. Ioan Ceban a fost învinsul, marele învins. Din nou, stânga a pierdut, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional în Chișinău. Și va pierde și de această dată. Noi ne vom asigura, vom munci mult în aceste două săptămâni ca să ne asigurăm că și de această dată dreapta pro-europeană va triumfa în Chișinău. Dacă va pentru fi turul așa 2. Este. Cu siguranță va fi turul 2, e imposibil să fie dat peste cap, chiar avem dacă sunt doar 26 procese verbale. Da, 26 procese verbale din 307 și e cert că va fi Ion Ceban are 41,07, Andrei Năstase are 31,54, da. Așa suntem siguri că cei care s-au plasat pe locurile 3, 4 și alții
care simt cu adevărat românește, europenește, se vor uni în jurul candidatului Andrei Năstase. Credeți? Pentru că mulți dintre ei l-au atacat pe Andrei Năstase în această campanie. L-au atacat, e de înțeles, în cadrul unui scrutin, în acea euforie electorală. E de înțeles aceste atacuri, chiar dacă noi nu le împărtășim. Sunt sigur că maturitatea politică va prevala, interesul țării va prevala și partizanatul și lupta asta politică, atacurile personale vor trece pe planul 2, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în alegerile pentru primarul de Chișinău. Avem încredere că politicienii despre care da, vedem s-au plasat pe locurile 3, 4, dar și alții, se vor pătrunde de importanța momentului și pentru turul 2 vor face și ei tot posibil ca să învingă un candidat eminamente pro-european, un candidat care are sprijinul partenerilor noștri din România, sprijinul plenar de altfel. Am văzut... Cum s-a schimbat situația față de anul trecut? Pentru că între timp avem o alianță stânga-dreapta, o alianță care... Cozac, spuneți care era... Asta spuneți dumneavoastră, eu îi spun o alianță PSRM acum, care era, cum să vă spun, imposibil să ne imaginăm că într-o bună zi va putea fi creată. Iată că pentru a-l da jos pe Plahotniuc, politicienii și-au dat mâna de pe stânga și de pe dreapta. Cum a influențat această alianță alegerile din capitală, de exemplu, unde știm foarte bine că stânga are electoratul său, foarte disciplinat, se duce la vot indiferent cine este candidatul, cam așa putem ca să concluzionăm, în timp ce dreapta trebuie să muncească, să determine alegătorii să iasă la urne. Am văzut indeciși 20 și ceva la sută, da? E firesc. Numărul de indeciși probabil chiar e mic comparativ cu alte scrutine, dar pe de o parte am putea spune că nu a influențat aproape deloc. Ori vedem situația comparabilă cu cea de anul trecut, din primul tur. Pe de altă parte am putea spune că a influențat, având în vedere că avem pe asemenea candidați ca Chertoacă, Țicu, care au crezut într-un mod naiv, am putea spune, că au avut o șansă. Cei care sunt raționali și care urmăresc și percep realitatea așa cum este ea, înțelegeau că ei nu au nicio șansă, dar anume din cauza deci acestei coaliții. În acest moment. Până la 51 e un pic, da? Da, este, da. Până la 50 plus 1. Da, de asta și zic. Când realist poți să mizezi pe 50%, înseamnă că nu ai nicio șansă. Dar miza aceasta a venit anume pe fundalul acestei coaliții. Cineva, într-un mod cinic, a încercat să exploateze și să divizeze dreapta, anume din considerentul acestei coaliții centru-dreapta care s-a creat. Dar, până la urmă, după cum spuneam, rezultatul mare reflectă procentele de anul trecut și cu siguranță noi vom munci și vom chema și pe colegii noștri de pe dreapta. Credeți că Ion Ceban în acest moment mai mult nu poate să obțină decât 45,67% cât a avut la primele? 48 ca și anul trecut. Așa, deci 48 și se oprește acolo. O concluzie importantă. Vă rog, cum a influențat alianța asupra alegerilor din acest an din capitală? Cu regret trebuie să constatăm, an de an, anume în municipiul Chișinău, observăm un vot pronunțat politic. Cu regret se votează partidul fie de stânga, deci reieșind din doctrina politică, fie se votează un partid de dreapta sau un partid unionist. Și noi, an de an, nu avem un primar, un gospodar, un manager, un administrator care să se distanțeze de politică și să lucreze pentru cetățeni. Și mă tem eu că și în acest an, care nu va fi acel primar ales, va fi un vot eminamente politic, va veni un politician în fruntea Chișinăului și fie că pentru o trambulină politică mai departe, fie va continua să facă politică în funcție de primar sau politică în Consiliul Municipal, iar problemele Chișinăului nu se vor rezolva. Și asta este un regret foarte mare, deoarece noi ne vom trezi că vom avea aceleași drumuri rele, vom avea același miros urât în Chișinău, din simplu motiv că noi alegem
un politician în fruntea capitalii și nu un manager. Adică asta a încercat să facă Partidul Democrat atunci când a sprijinit-o pe Silvia Radu la primărie, a încercat să aducă cineva care nu este membru de partid? Noi am fi gata să sprijinim orice manager bun care ar putea să facă regulă în Chișinău. Nu acum, atunci cu regret s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu are Chișinăul norocul de un manager bun, nu va avea nici după aceste alegeri, deoarece cine nu ar câștiga este un om politic. Vladimir Cebotare ar fi fost un foarte bun manager, considerăm noi, dar iarăși regret, da, este politician, dar și este un foarte bun manager. Regret totuși că votul politic din Chișinău diferă foarte mult de votul dintr-un sat, dintr-o comună, unde locuitorii știu foarte bine fiecare în parte. Dar nu mi-ați răspuns. Și ar putea să... Nu mi-ați răspuns. Partidul Democrat de asta a sprijinit-o pe Silvia Radu. Nu, Partidul Democrat nu a avut un candidat în 2018 deschis. Nu deschis, dar a avut, ascuns. Domnule Sălu, mi-a trebuit 2-3 ani ca să conștientizeze. Nu, fost, da? Nu. Nicio legătură n-a fost. A stat deoparte și alegătorii și-au ales dar eu nu candidatul vă cred. Sau nu. Eu personal am votat-o pe Silvia Radu, deoarece ea era, consideram că era un manager bun. Fiecare era liber, nu am făcut campanii pentru Silvia Radu. Și partidul nu a făcut campanii pentru Silvia Radu, dacă asta m-a întrebat. În rest, repet, iată, să ne întâlnim peste un an sau doi și să vedeți rezultatele din Chișinău, indiferent cine va fi primar. Știți care este problema și ce a făcut Partidul Democrat? Acum, dacă îmi dați voie să spun ceea ce spun oamenii, este că ne-a lipsit de faptul că în acest moment, sau când a mirosit urât în oraș, sau când gropile nu se mai termină, sau când podurile se clatină, nu, ne-a lipsit de posibilitatea de a cere de la un primar. Eu zic deci Partidul noi nu Democrat am avut primar ca să cerem. Despre morții politic, ori de bine, ori nimic. Nu, eu, doar vreau să zic că această demagogie curată legată de manager, nepolitician, în toate țările lumii, în toate țările lumii, metropolele mari, capitalele țărilor, mereu sunt conduse de politicieni, în spatele cărora stau partide politice. Ori, ca să fii un primar, ai nevoie de sprijin în Consiliul Municipal. Iar în Consiliul Municipal nu o să te sprijine gașca. Trebuie să sprijine partidul. Și să câștigi un scrutin electoral într-un oraș de milioane, fie și de câteva sute de mii cum este Chișinău, e musai să ai un partid în spate, iar aceste lamentări despre gospodar, da, mai acum avut avem 10% din aproape, da, avem, 34 din 307, haideți să vedem. Probabil cam așa va rămâne. Da, scorul. Ceban are 41-58, păi ați spus 48 va avea, înseamnă că nu rămâne așa. 48 e turul 2, dacă vă aduceți aminte anul trecut. A, păi, credeți că Ceban în turul 2 va obține mai mult decât are în primul tur, da? Păi da, nu se întâmplă așa de fiecare dată. În turul 2 întotdeauna cresc rezultatele. Că se duc și cei care nu s-au dus în primul tur, ca nu cumva să dea voie celuilalt să câștige. Miza e mai mare, da? Scorul lui Climenco va trece probabil în colonița lui Ceban. A lui Usate, domnul Diacov, nu văd. Nu, aici matematica nu merge, deoarece depinde de participarea în turul 2 și cine va ieși la alegeri în turul 2. Da, matematica, da, aici nu s-ar putea să nu meargă, pentru că nu este obligatoriu ca cei care au votat acum pentru candidații de pe dreapta, de exemplu, să iasă neapărat să voteze pentru domnul Năstase. Poate nu vor ieși deloc la vot. Nu neapărat, dar un număr suficient de mare, astfel încât să asigure victoria candidatului pro-european, candidatului de dreapta. Acest lucru s-a întâmplat și o să se întâmple în continuare, pentru că noi vom munci pentru asta. 89, după 34 de procese verbale, din 307 total, sigur că se schimbă, pe măsură ce vin procesele verbale, rezultatele se schimbă. Noi să știți că îl așteptăm pe domnul Ceban în continuare aici. Sper foarte mult să reușească să vină, să nu cumva să nu vină, că n-ar fi corect. Acum, înțeleg că totuși alegerile au fost influențate de alianța de guvernare, dar voiam să-l întreb pe domnul Popșoi, ce vedeți dumneavoastră, ce se va întâmpla la nivel local, pentru că astăzi am ales și CMC-ul, nu numai primarul, și oamenii multe s-au prezentat. Consilii locale și raionale. Sigur, dar vorbim acum despre Chișinău în speță, pentru că aici am făcut
dezbaterile pentru capitală. Ce se va întâmpla la nivel local? PSRM-ul și acum vor colabora și la nivel local? Vor decide reprezentanții noștri din Consiliul Municipal și din celelalte consilii raionale și locale. Noi, cu siguranță, ne-am fi dorit și ne dorim în continuare, ar fi bine să vedem și scorul de pe liste de la CMC, dacă este disponibil, ne-am fi dorit să avem noi majoritatea acolo, astfel încât nu trebuia să depindem de nimeni în Consiliul Municipal și în alte consilii. Înțelegem că acest lucru este dificil, va trebui să găsim compromisurile necesare pentru interesul cetățenilor, dar decizia o vor lua în mare parte colegii noștri. Noi vom putea doar să-i ajutăm în situația în care lor le va fi dificil să iau o decizie sau alta. E important ca oricare majorități se vor crea, acestea să acționeze în interesul cetățenilor, să fie stabile, să lucreze cu integritate, cu profesionalism și nu așa cum s-a întâmplat, din păcate, până astăzi, când am avut doar furturi, hoții, împărțiri de terenuri peste noapte cu sutele. Aceste lucruri nu vor mai fi tolerate de către colegii noștri din toate consiliile, indiferent că e vorba de consiliul local, municipal sau raional. Da. Acum aș vrea să îl întreb pe domnul Sârbu, cum apreciați rezultatul candidatului dumneavoastră, pe care nu-l vedem în primii 1, 2, 3, 4, 5 în acest moment? Cu regret, întotdeauna Partidul Democrat era puțin mai slab în municipiul Chișinău, în comparație cu întreaga Republică. Partidul Democrat întotdeauna la alegerile parlamentare a avut un scor în principiu bun, întotdeauna era mai bun decât la parlamentare, cu excepția municipiului Chișinău. De ce oare? Regretăm probabil anume aici în municipiul Chișinău foarte multe informații, inclusiv informații manipulatorii, inclusiv foarte multă propagandă, foarte mult vot geopolitic, vot politic de dreapta, de stânga, dar iarăși eu aș prefera să nu ne grăbim, să vedem rezultatele finale, după care vom face o analiză. Eu sunt sigur că chiar dacă este slab pe Chișinău, dar va fi mai bun rezultatul decât acum 4 ani, dar totodată este foarte important să vedem și rezultatul politic pe întreaga țară, dar noi înțelegem că posibil în această perioadă de tranziție prin care trece Partidul Democrat, într-o perioadă de transformare, într-o perioadă în care cred că jumate din toți candidații noștri pe ultima 100 de metri au fost forțați să renunțe a candida și multe organizații teritoriale au fost nevoite să găsească candidați cu două zile înainte de încheierea termenului de înregistrare. Nu vă crede pentru că a fost în această situație. Să vă spun eu cum au fost candidații noștri presați și candidatul nostru s-a dus la blocul acum în ultimele 3 zile, domnule Pupșoi. Eu vă dau exemple concrete, dar nu vreau să fac polemici aici. Acum, dar am avut foarte multe cazuri. De ce este evident această... Pentru că va trebui să luăm publicitate, că a ajuns și domnul Ceban și imediat după publicitate intrăm cu dumnealui. Am să vă rog să acceptați să îi pun câteva întrebări, că nu va sta mult și va pleca. Da, bună seara din nou, domnule Ion Ceban, bună seara. Spuneam înainte de pauză că veți veni, veți fi aici alături de noi, așa cum ați promis. Bine ați venit. Regret nespus că în ultima lună nu ne-am văzut, la dezbateri nu ne-am văzut. De ce? Nu ne-am văzut cu dumneavoastră, dar ne-am văzut cu colegii dumneavoastră. Au fost prezenți practic la fiecare conferință de presă. La dezbaterile electorale eu vreau să fiu primar. Am zis că am ales o altă strategie, am ales să ne întâlnim cu oamenii și marea majoritate a dezbaterilor sunt în perioada de seară. N-am vrut să perturbăm activitatea oamenilor cu întâlnirile noastre ziua și am avut fixate aceste întâlniri seara. Plus că dacă nu am mers la alte televiziuni, am zis că nu vin să fac excepții pentru cineva anume. Uh-huh. Da, dar dincolo de camere sunt oameni care la fel vă așteptau. Bine, de acord. Noi am comunicat și eu vreau să mulțumesc și postului dumneavoastră de televiziune. Am fost practic la fiecare conferință de presă la pe care le-am avut. Nu există întrebare din partea jurnaliștilor la care să nu fi răspuns. Au fost sute. Ne-am întâlnit cu oamenii în format foarte deschis. În sectoarele capitale putea veni oricine, inclusiv contracandidații. Au fost oameni diferiți, au pus întrebări diferite. Am răspuns la toate aceste întrebări. Da, și spuneți-mi, vă rog frumos, vom avea turul 2 după calculele dumneavoastră sau nu?
trebuie să așteptăm rezultatele, Maria sa alegătoră decidem. Uh-huh. În acest moment avem pe ecran rezultate din 65 de procese verbale, e cam tot pe acolo, 42-39 și 30-82, e aproape de rezultatul din primul tur de anul trecut. Dumneavoastră, ce așteptări aveți? Eu... Pur și simplu așteptați să vedeți rezultatele. Sigur, aștept rezultatele, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot. Este important. Și dacă va fi turul 2, veți participa la dezbateri? Sigur că da. Deci veți fi la... Neapărat voi fi. Noi vom organiza două runde de dezbateri, vă anunț de pe acum, joi. Cu mare drag. În fiecare joi. Vă așteptăm la aceste dezbateri. V-ați întâlnit cu Andrei Năstase în campania electorală? Da, cred că ne-am întâlnit, era și Mihai. Când săptămâna trecută, probabil, la Tohate, ultima dată ne-am văzut. Mi-am dorit succes. Și iată. Era o întâlnire, practic, în aceeași oră, la 100 de metri distanță. De... Am înțeles. Și a fost singura întâlnire din această campanie? Bă, nu, ne-am mai întâlnit, dar nu prea am discutat despre lucruri legate de campanie. Dar despre ce? Ați putut... Ce au putut să discute doi candidați, dacă s-au întâlnit? Mai puțin contează, sincer. Așa. Am discutat despre lucruri la nivel național, cum merge, credem. Așa, dar spuneți-mi, vă rog, a existat vreo înțelegere între PSRM și acum în ceea ce privește participarea la aceste alegeri? Pentru că senzația unora este că v-ați fi înțeles să nu vă bateți, să nu vă atacați, să nu vă aruncați unul altuia cu reproșuri. Vedeți, să o luăm în felul următor. Noi am semnat un acord cu blocul acum. Eu sunt semnatar din partea PSRM-ului, ca vicepreședinte de Parlament. Acolo este scris negru pe alb că nu ne vom ataca în această campanie. Vom vorbi despre idei și programe pe care trebuie să le punem în realizare. Atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de alte localități, raioane. Și eu am respectat acest acord într-o tocmă. Virgulă cu virgulă. Am vorbit despre programe, am vorbit despre soluții, am vorbit despre problemele care se confruntă municipalitatea și cum trebuie aceste probleme să fie rezolvate. De la grădinița de copii, școală, sistemul de sănătate și finalizăm cu drumurile, parcările, apeductul, suburbiile, tot absolut. Am venit cu un program foarte amplu pe fiecare domeniu în particular. Acum vedem în continuare cum se schimbă. Avem 70 de procese verbale noastre. Cum vi se par rezultatele? Eu înțeleg că le așteptați, dar sunt ceea ce așteptați sau așteptați ceva mai bun? Am zis, Maria sa alegătorul decide aici, nu putem nici să intervenim. Am mers cu fiecare mesaj către fiecare alegător. Deja cum vor fi rezultatele, așa le vom primi. Așa. Cum credeți că, sau cine este favorizat și cine este defavorizat de alianța acum PSRM în această cursă pentru primărie? Era clar că sunt doi favoriți, era clar, chiar dacă unii se făceau, nu pricepe, era clar că doi dintre ei vor ajunge, eu știu, vor fi în luptă foarte strânsă. Este cineva favorizat sau defavorizat în această competiție din cauza acestei alianțe? Nu cred că există cineva favorizat sau defavorizat. Fiecare alege să facă campanie așa cum consideră de cuviință. Eu am ales să mă întâlnesc cu oameni, am ales să discut cu presa și am făcut-o foarte intens în acest sens și reiterez, vreau să mulțumesc tuturor pe această cale, începând cu locuitorii municipiului și finalizând cu mass media, care a dus mesajul la fiecare acasă. Acum, până la urmă, eu cred că ceea ce este alianță între blocul acum și PSRM, eu mi-aș dori ca această replică să existe la nivel de municipiu. Nu avem de împărțit nimic. Asta am vrut excepția... să vă întreb. Următoarea mea întrebare era dacă se păstrează această coaliție de la nivel național în Consiliul Municipal. Eu mi-aș dori foarte mult acest lucru, pentru că împreună am putea să avem 43-45 de mandate. Da? Așa de mari așteptări aveți? Păi da, și rezultatele astea confirmă, chiar și acele preliminare pe care le avem în momentul de față. Dacă vedeți, 75% din locuitorii municipiului care ne-au acordat votul de încredere. Acum, cel mai important lucru este ca să ne ridicăm la așteptările acestor persoane, la așteptările locuitorilor municipalității. Și la fel, insist că ar fi foarte bine ca să ne ridicăm și la așteptările naționale, pentru că oamenii au așteptări foarte mari. Iar noi încă nu furnizăm acele rezultate pe care ar trebui să le furnizăm. Și asta discutăm colegii în fiecare zi. Trebuie să avem o comunicare mai bună, trebuie să avem o agendă foarte clară. Oamenii trebuie să știe când și ce exact putem să le oferim, începând de la pensii, salarii și finalizând cu lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm în municipiu. Drumuri, etc. Întrebarea este simplă. Astăzi nu avem ce împărți cu excepția problemelor care trebuiesc rezolvate.
Nu avem ce împărți între noi. Dacă este nevoie de funcții, poftim, dar să fie conform competențelor oamenilor și conform așteptărilor. Rezultatele pe care urmează să le furnizăm. Putem stabili o agendă comună. Eu sunt foarte deschis pentru orice idee care vine din partea altui contracandidat. Și nu doar celor de la blocul acum. Inclusiv, am văzut, este și domnul Chironda, care a avut o agendă foarte interesantă. Și în ce sens vedeți colaborarea cu ei? Foarte simplu. Zic, haideți, dacă este nevoie, să ne conjugăm toate eforturile ca să aducem rezultate. Cum? Care... Îi aduceți să lucreze angajați dacă veți fi primar sau cum anume? Nu am nicio problemă cu asta. La propriu. Chiar nu am nicio problemă. Repet, nu avem ce împărți în afară de problemele care există. Dacă cineva e mai bun la drumuri, poftim. Dacă cineva e mai bun la arhitectură, poftim. Dacă cineva are idei mai bune în ceea ce ține nemijlocit de corupție și cum combatem acest fenomen care este pur și simplu înrădăcinat la nivel de municipalitate. Haideți să o facem împreună. Așa, acum spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră sunteți deputat, aveți și o funcție în Parlament. În cazul în care deveniți primar, renunțați la funcția de deputat, înțeleg, dar... Am mai renunțat la funcția de deputat în folosul dar dacă funcției de consilier. Dacă pierdeți aceste alegeri, acceptați să fiți consilier sau rămâneți în fotoliul de deputat? Eu fac tot posibilul ca să-mi vin în aceste alegeri. Eu am studiile necesare, am competența necesară, am condus instituția, am cele mai bune școli din Europa, Federația Rusă de Administrații și știu pe dinăuntru cum se rezolvă aceste probleme, pentru că am văzut ultimii 4 ani de zile și am furnizat rezultate, chiar dacă eram în opoziție. Am găsit limbă comună chiar și atunci când cineva părea că acest lucru ar fi imposibil, de exemplu cu PLE-ul sau cu PPE-ul. Am găsit și da, mă bucur că proiectele noastre au fost acceptate. Eu anul trecut n-am ajuns să fiu. Eu vă doriți să câștigați, dar în cazul în care nu, alegeți. Anul trecut n-am ajuns să fiu primar. Dar să știți că o bună parte din angajamentele pe care le-am făcut la terenul de joacă, terenul de sport, stadioane, asistență așa. Socială, drumuri, transport, multe lucruri le-am pus în aplicare, chiar dacă eram în opoziție. Eu găsesc limbă comună și știu cum să rezolv probleme. Mihai poate să confirme acest lucru, pentru că am făcut-o și la nivel național. Sau rămâneți în Parlament, că tot pun întrebarea asta. O să luăm decizie atunci când o să avem rezultatele finale. A, încă nu ați decis acest lucru. Dar de ce să decid ceva înainte de timp? Păi pentru că să fiți pregătit pentru să pregătit știți ce faceți. Eu sunt pregătit să fiu primar. Sunteți repet, am și voința și studiile și competențele necesare. Am o echipă extraordinară și un program foarte concret pe care vreau să-l pun în aplicare din momentul în care intru în birou de primar. Da, vreau să vă întreb încă în general, cum a fost această campanie? Văd că ați ales să mergeți doar, ați renunțat să mergeți la televiziuni, lucru pe care văd că nu-l observăm în rezultatul dumneavoastră, pentru că stânga ne-a mai obișnuit cu absențe de la... Nu e vorba despre dumneavoastră. Dumneavoastră mereu ați fost prezent la dezbateri. Asta a fost o surpriză pentru noi, să nu vă vedem de această dată. Dar în sondaje nu se vede. Rămâne să vedem partea cealaltă dacă se vede sau nu. Cum a fost această campanie? Văd că sunteți... Am mai spus-o la altă televiziune. Pentru mine a fost foarte obositoare, pentru că am muncit mult împreună cu echipa. Pe această cale vreau încă o dată să le mulțumesc. Vreau să mulțumesc și familiei mele care a fost alături și m-a înțeles. Pentru că reiterez, foarte des plecam când dormeau și veneam când deja dormeau. Și da, obositor, pentru că am avut câte 10-14 întrevederi pe zi și asta consumă chiar. Și cel mai probabil mai aveți încă 2 săptămâni. Să vedem. Am zis, Maria să ai legătură de ce din acest sens. Nu este altcineva. Iar noi vă așteptăm la dezbateri. Eu cu mare drag am să vin. V-am promis deja? Da, am promis și eu am promis că nu vă țin mai mult decât așa, pentru că la 11 ați anunțat briefing la partid? Nu, merg la Moldova 1. Am zis cum au venit solicitările, pentru că au venit solicitări din partea tuturor televiziunii și n-am vrut ca cineva așa? Să rămână adică cumva. Adică alți colegi așteaptă în acest moment, da? Asta okay, este. Eu sunt corectă și înțelegerea trebuie să o respect. Mă bucur foarte mult că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră. Vă așteptăm la dezbateri. Vor fi joi acum și joia cealaltă, începând de la ora 21. Domnul Năstase a zis că a primit în direct această invitație și sper să vină și domnia sa. Eu voi veni neapărat, să știți. Vă așteptăm. Atunci înseamnă că vom fi nevoiți să facem aceste dezbateri. Și am vrut să zic un lucru la sfârșit. Nu știu ce spune Sergiu, dar are o cămașă frumoasă. Da. O ie extraordinară. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Să știți că nu e nevoie să luăm publicitate, nu absolut nimic. Vă rog să vă scoateți la bariera. Puteți să ieșiți. Vă mulțumesc. Ne vedem la dezbateri. Vă doresc succes.
Domnului Năstase, n-am reușit să-i urez succes, dar dacă o să ne urmărească mâine, o să vadă că m-am gândit la dumnealui și urez și dumnealui succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Iată, în acest moment avem rezultatele mai departe. Atent. Avem cât? Avem 87... la 87 de procese verbale procesate, din 307. Vă mulțumim foarte mult, la revedere. Avem cam aceeași situație, nu se schimbă lucrurile. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu. Este foarte important municipiul Chișinău, dar iată, observăm că alegeri noi le avem și în alte localități. Domnul Popșoi s-a grăbit aici să cânte prohodul Partidul Democrat. Vreau să vă spun că la Hâncești, de exemplu, din primul tur deja avem 8 primari democrați aleși. Uh-huh. La Rezina, iarăși, din primul tur, doar din cele procesate, avem vreo 6 primari din primul tur. În multe raioane avem deja 3-4 primari aleși din primul tur, doar din cele procesate. Până la 700 mai aveți, Oleg. Noi niciodată nu am avut 700 de primari. Atenție, în anul 2015 Partidul Democrat a avut 270 de primari după turul 2. Da. 270 de primari. Asta vară pe site partidului erau 600 și ceva. Deci, astăzi, da. Aici eu confirm, pentru că discuția asta am avut-o și eu și nu odată cu deputații PD care... Faptul că au trecut de la alte partide, au venit la Partidul Democrat. N-a fost de bună voie și nisilis de nimeni. Au venit pentru a putea realiza mai bine proiectele, pentru idealurile partidului, proiectele locale, dar deci... Etalonul sau punctul de pornire trebuie să fie alegerile din 2015, acei 270 de primari. Rămâne să vedem, dar alegerile parlamentare tot trebuie să fie etalonul 2014 și nu ce s-a întâmplat în 2016. Nu v-am întrerupt, domnule Popșoi, alegerile parlamentare și locale. Domn Popșoi, alegerile parlamentare și locale sunt diferite. La alegerile locale se alege persoana mai mult cunoscută. Îi faci dosar și la unii și la alții și forță să treacă de partea ta, care e diferența? Domn Popșoi, alegerile au trecut, nu suntem în dezbatere electorale, vă rog să nu mă buliați. Nu, dar nu trebuie să mințim, indiferent că suntem sau nu suntem în dezbatere, acum, să mănești. Domnule Popșoi, eu am mințit ce? Că am spus că parlamentarele și locale ele diferă? Eu zic să tragem niște concluzii, pentru că noi suntem pe final de emisiune. Eu am spus în 2015 că am avut. Avem niște rezultate până în acest moment. Este foarte relevant. Domnilor, haideți să vedem. Din 89, uitați-vă, sunt aproape 90 de procese verbale din 307 și suntem cam tot pe acolo, 42 și un pic și 31 și un pic, 32 aproape. Și trebuie să amintim 30-59, Andrei Năstase. Acum... O informație de ultimă oră, Partidul Democrat deja are cel puțin 50 de primari aleși din primul tur, doar la cele 15%. Da. De aceea, e bine că dumneavoastră primiți această informație, domnul Popșoi nu primește, pentru că... Până la 700, cum ziceam, mai aveți un pic. Da. Acum spun să tragem niște concluzii, pentru că cel mai probabil... se vor mai schimba lucrurile, însă credeți că se vor schimba atât de mult încât să se schimbe? Din păcate nu se vor schimba suficient de mult ca noi să câștigăm din turul întâi, dar le mulțumim cetățenilor care au votat cu blocul acum și candidații noștri din toate localitățile, inclusiv din Chișinău, care l-au susținut pe Andrei Năstase, și avem certitudinea că în turul 2 vom munci împreună cu toată echipa și vom dovedi cetățenilor, alegătorilor de municipiul Chișinău, că merităm să ne învrednicim de votul lor și de această dată, cum s-a întâmplat și anul trecut, astfel încât Andrei Năstase și echipa să-și reintre în drepturi și acea mare, mare nedreptate care s-a întâmplat anul trecut să fie corectată, astfel încât cetățenii să aibă odată și odată un primar și un gospodar, așa cum place domnului. Dar considerați că a fost bună ideea, da? Să veniți cu un candidat unic din partea blocului. Evident. Evident, dar nici nu se punea și pe țară, la fel, peste tot, pe unde ați înaintat, nici că... nu s-a pus vreodată discuția că totuși existau să fie doi candidați la Chișinău. Asta ar fi o lipsă de clar viziune politică. Ar fi o... Alegătorii nu ne-ar fi iertat dacă am fi mers în acest război fratricid. Ei bine, vedem că alți colegi pe care noi am avut neșansa să-i aducem în Parlament au zis să meargă la această luptă, dar suntem siguri că acum vor conștientiza
și se vor pătrunde de importanța momentului, da, și pentru turul 2 vom avea susținerea 4... și domnului Țicu și a domnului Chertoacă și altor candidați la pentru a ne asigura. La domnul Chertoacă supărarea este mai veche și până la urmă în turul 2 Andrei Năstase va avea nevoie de voturile roșii. Într-un asemenea scrutin important cum este primăria Chișinăului, supărările de ordin personal, frustrările, animozitățile din trecut trebuie să treacă pe planul 2 și interesul urbei, interesul a țării, pentru că importanța Chișinăului este greu de subestimat, trebuie să primeze și avem certitudinea că atât domnul Chertoacă, cât și domnul Țicu, cât și alți candidați din experiența lor politică, dar și din responsabilitatea față de alegătorii lor și de țară, vor lua decizia corectă. Câte, da. Dacă îmi permiteți, bine, colegii cu supărările și frustrările lor, noi din partea noastră, cu fapte concrete pentru cetățeni, aș vrea să vă aduc încă o informație nouă. Partidul Democrat deja are la nivel de țară peste 60 de primari din primul tur aleși la acest moment și încă o informație, la votul politic pe consilier raional, la general, Partidul Democrat se clasează pe locul 2 în spatele Partidului Socialiștilor. Cu această ocazie aș vrea din suflet să mulțumesc tuturor alegătorilor Partidului Democrat și tuturor candidaților, membrilor, consilierilor care în pofida acelor presiuni și amenințări fără precedent care au existat până la campanie și în timpul campaniei, totuși ați rezistat și ați rămas o echipă puternică la nivel local și este foarte important, deoarece după aceste alegeri politicul va trebui să treacă pe locul 2, iar noi va trebui să ne concentrăm pentru a rezolva problemele oamenilor cu fapte concrete, pe nu doar cu vorbe. Da, pe Chișinău rezultatele sunt puțin mai bune decât acum 4 ani. Sperăm că până la finalizarea, totalizarea tuturor, Partidul Democrat va înregistra o creștere cel puțin dublă în comparație cu rezultatul de acum 4 ani. Da. Acum avem cel puțin, acum avem vreo 4% la Chișinău, mai bine ca în 2015, dar cu siguranță la nivel de Chișinău mai avem încă mult de muncit. Dacă să ajungem va fi turul 2, Partidul Democrat va îndemna alegătorii săi să voteze cu cine? Vom discuta la partid, nu am discutat încă, dar cu siguranță vom analiza și vom vedea care vor fi, deci, solicitări, discuțiile. Dumneavoastră personal, bun, partidul va decide, dar dumneavoastră personal, ați votat astăzi, da? Da, sigur că am votat, evident, am votat pentru fapte concrete pentru Chișinău. Am înțeles că ați votat pentru domnul Cebotar, că doar deja puteți spune, logic, sau închis urnele. Că... Și este logic, dar am votat pentru colegul meu. Dar domnul 2, dacă va fi, pentru cine votați dumneavoastră personal? Rămâne să decidem, să vedem care vor fi rezultatele. Vedem dacă merită vreun candidat în genere să ieșim noi la vot, să-i susținem. Vom decide. Da, faptul că Partidul Democrat este sub Partidul Ușor? Partidul Democrat nu este sub Ușor. Candidatul Partidului Democrat V-aș ruga să deschideți și rubrica la consilieri. Nu, eu vorbeam despre consilierii candidați municipali. Bine, din informațiile mele, practic merg, domnul Cipotare are la moment tot vreo 3%. Uh-huh. Dați mai jos, vă rog, dacă puteți. Practic merg plus în plus. Este evident că Partidul Ușor, un partid de stânga, mai mult populist, evident, mult mai simplu să atrage voturi, da, decât cu un program concluzia foarte proacționist. Concluzia care este? Că vom avea un tur 2, da, domnule Popșoi? Evident. Da? Este evident că vom avea tur 2. Ce arată cifrele este mai mult decât evident. Acum, ce avem aici? Este votul politic la Consiliul Municipal. Consiliul Municipal, da? Da. PSRM 39 și 19. Și tot Ușor are mai mult decât PD. Acum 33-42. Să vedem la final, domnule Popșoi. PL 5-85. Ușor 3-90 și ceva, aproape 4%. PD 3-45. Pun 2-99 și... Da, și... Da, vom avea un consiliu destul de pestrit. Ei, rămâne să vedem, pentru că avem doar 73, da, mai este. De procese verbale. Aici deja cred că, dacă în cazul candidaților este mai simplu, aici este posibil ca totuși să nu fie atât de clar din acest moment. Cu siguranță nu va fi o majoritate clară, va fi nevoie de o alianță. Păi PSRM și acum
în acest moment stau destul de bine. Dacă se unesc în Chișinău așa cum s-a unit în Parlament, domnul Ceban a să spus că vor spune legătorii. Domnul Năstase a spus că este prematur ca să se vorbească despre așa ceva. Rămâne să vedem. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc și candidaților Ion Ceban și Andrei Năstase că au venit aici în studio și în sfârșit ne-au onorat cu prezența în această campanie electorală care s-a finalizat astăzi, dar care după toate probabilitățile va continua săptămâna viitoare și în următoarea săptămână. Avem promisiunea lui Ion Ceban că va participa la dezbatere electorale. Să sperăm că și Andrei Năstase în final, care a primit invitația astăzi aici în direct, va participa și domnia sa. Înțeleg că este deja toată lumea este obosită, toată lumea a așteptat să vadă ce s-a întâmplat. Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au urmărit și pe parcursul dezbaterilor și astăzi și vă dau întâlnire joi la ora 21 cu prima rundă de dezbateri între Andrei Năstase și Ion Ceban, în cazul în care până la urmă va fi turul 2, că încă nu este cert, dar așa pare să fie. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o seară liniștită, mulțumim și dumneavoastră pentru prezență. Seară bună! Seară frumoasă!